Ivaș. Prezent. Sobriviu. Prezent. Artan Adrian. Prezent. Iușion Jean. Prezent. Bășnic Vasile. Prezent. Braja Florin. Prezent. Pop Sorin. Prezent. Voicu Florin. Prezent. Baștea Ion. Prezent. Gurin Ioan. Prezent. Farca Florin Mihai. Prezent. Marea Ilie, delegat Sătesc, prezent. Toată lumea e prezentă. Domnul consilier, student al Consiliului Local Comunal, prin discuția numărul 5 în 21-a a primarului Comunei Cotofanie. Pentru buna conducere a lucrurilor de ședință, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine este pentru? Domnul... Propune, domnul consilier, Ghiuș. Prezentate propuneri. Ne mai fiind date propuneri, vă rog să faceți, să votați pentru sfârșitul de ședință. Cine este pentru? Ce nu? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul, depus, vă rugăm să vă spun ce-a luat. Depus, vă rugăm să vă spun ce-a luat. Dragi consilieri, fiind prin prima ședință, vreau să vă urez la mulți ani sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră. Așa cum știți, televiziunea e prezentă la noi. Vă mulțumim frumos. Vă consult dacă ați citit procesul verbal, dacă ați studiat procesul verbal. Poftiți. Ați studiat, știți de procesul verbal, nu? Vorbiți, poftiți. Sunt în sală. Sunt aici, frumos. Da. Da, vă mulțumesc. Ordinea de zi o știți. Cu toată lumea, darea de seamă, în primul rând, activității primarului Comunei Cotofani. Vă consult dacă sunt și alte probleme la ordine de zi. Poftiți. Nemai fiind alte probleme, supun spre aprobare ordine de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Domnul primar, aveți cuvântul. E o știe toată lumea. Am spus că e darea de seama activității primarului comunii Cotofănești. Mai sunt câteva. Da, mai e cu norma de hrană a polițiștilor și cu... Da. Deci, în primul rând, fiind prima ședință din acest an, să vă urez bun venit, să vă urez un an bun, să vă urez multă sănătate, multă fericire, bucurie, împliniri, de ce nu realizări împreună cu executivul, deci cu implicarea Consiliului Local și executivul și a funcționarilor publici în primărie, să avem un an la fel de bun ca 2016 sau, de ce nu, mai bun ca 2016. 2017 trebuie să fie un an de cotitură în evoluția și dezvoltarea Comunei Cotofănești din punct de vedere economic, social, cultural și pe toate domeniile și laturile activităților pe care le avem. Am ținut să începem ședința, mă scuzați că mă încearcă trecutul. Am ținut să începem ședința la o oră fixă și mi se pare normal să fim punctuali, să zicem, la ora exactă, pentru faptul că la această ședință de azi am invitat pe domnul comandant al Poliției Municipale Onești, sub jurisdicția căror ne aflăm și noi cu postul de poliție Cotofănești, și mi s-a promis că la ora 10:20 dumnealui va fi aici. De aceea, țin să facem cumva o derogare de la ordinea de zi. Nu o să prezint prima dată raportul și o să intrăm direct în mezul problemei în ceea ce privește ordinea și liniștea publică în Comuna Cotofănești. Datorită problematicii care se află în acest moment din Comuna Cotofănești și nu numai acum, de mult timp, am ținut ca la această ședință și eu totdeauna, nu știu de ce, ședințele sunt mediatizate. Dumneavoastră, domnilor consilieri, puteți să aduceți un om, 2, 3, 5 la ședință, să știe și lumea ce se întâmplă pe mâna asta cu Cotofănești, pentru că oamenii știți ce spun. În primul rând, acuzat sunt eu ca primar. Voi nu faceți nimic acolo la Comuna Cotofănești. Și mă refer pe această problematică a ordinii și liniștii publice. Și de ce să nu ne ferim? A furturilor din comună și a situației infracționare care în care se află comună la ora actuală. Și oamenii nu știu. Nu urmăresc, știu eu, nu intră pe internet să vadă ședințele Consiliului Local. Nu sunt informat și este bine să aduceți 2, 3, 4 ani. Cel puțin atunci când sunt ședințe de interes public. Toate sunt de interes public. Toate sunt. Dar, cum să vă spun eu, pe care îi arde pe oameni cel mai mult. Pentru că la noi în comună, de bine de rău, acum,
pentru că îmi permit să fac și divagația asta cu discuția pe care o vă prezint, pentru faptul că așteptăm să vină domnul. Sper să fie punctual. La noi, în comună, de bine de rău, apă este, asfalt este, școli sunt, cămine sunt, primărie pus, parcuri sunt, monumente sunt, curățenie cât de cât avem. Fraților, noi suntem aici și eu am spus totdeauna că sunt corigent și nu numai eu sunt corigent, aici trebuie să vă asumați și dumneavoastră. Suntem corigenți la ceea ce privește siguranța cetățeanului, siguranța bunurilor cetățeanului, a integrității cetățeanului și a tot ceea ce se numește, ordine și liniște publică în Comuna Cotrofănești. Deci este un lucru care nu trebuie să ne ascundem după Cireș, nu trebuie să spunem, domnule, e bine, ascundem ceea ce se întâmplă, nu, dacă nu vom pune lucrurile pe față și le vom expune cu ceea ce se întâmplă în Comuna Cotrofănești, niciodată nu vom ști să eradicăm. Să eradicăm. În totalitate nu se poate eradica fenomenul infracțional de furt, de știu eu ce. Dar să-l diminuăm, să-l aducem la cote rezonabile, dacă nu se poate de toate. De aia vă spun că e o situație care merită studiată, pentru că oamenii mă opresc pe drum. Pe drum mă opresc toți. Uite, m-a oprit, vă dau un exemplu, duminică. Am ieșit în papuși de casă și m-am dus până în fundul bălcii, tot așa, că taie ăștia, nu ne apucă, taie tot ce cuprinde. Și m-a oprit la Jitcovici acolo, nea Jitcovici și cu nea ăla pe dreapta. Chirică? Nu Chirică, nu. La Roșculeț, care a făcut casa acolo, da. Cel care a venit la Brașov, pare să. Și într-adevăr, omul semnalizează un fapt că pe ulița aia de la școală în sus, sus pe deal, s-auzea o drujbă, două. Taie într-o prostie, le-au rupt și gardul oamenilor cu târâșul lemnelor și le taie jos la școală. Oameni, nu facem muncă de prevenție, deloc, dar deloc nu facem. Eu am încercat, eu acum m-am acoperit de toate hârtirile, dar nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns, atâta cât omul nu are siguranță, nu-i de ajuns. Eu am aici și rom probleme, și paza bunor din comun, și muncă în folos comunității, și dosare, eu am de toate. Fac mai multe, fac muncă ca la poliție. Dar numai de unul singur nu se poate face treaba. Și numai cu polițiștii care am eu, care v-am mai spus și o repet, nu au autoritatea suficientă. Nu au! Eu, după mine, v-am spus, dacă ar fi un lucru să pot să schimb legea, eu aș inversa polițiile locale. Hai de la Ștefan să vină la Cotrofănești, ăștia la Cotrofănești duc la Ștefan, sau de ce nu? Pe teren neutru. Teren neutru, pentru că ăștia n-au autoritate, le frică că îi bat, le frică că le sparge capul, le frică că... Poate eu trebuie... mai stau cu mâna întinsă și le rușine să mă zică? Așa am auzit. Și asta e posibil. Până la proba contrarie nu pot să zic nimic. Vorbește lumea. Nu pot să zic nimic. Bine, lumea vorbește multe și despre mine vorbește. Mă să fie nebun, mai Florin, da. Să stai cu treaba asta. Eu am să... Parcă n-aș crede, da. Băi, da, niciun... Dacă tot să da. Discuții vreună, dați date concret ca să afle toată lumea, știm, nu... Dar chiar vă rog... Asta spun că e bine... Doar suntem în ședință. Nu vorbesc de locuția noastră, de poliția noastră. A, de poliția națională? De poliția noastră. De națională. Așa. Și cum poliția națională... Poliția națională care astăzi este aici, da, asta... Am informații. Să vorbești, ne duce din greșeală. Din greșeală auzi. Da. Și eu am să-l sun pe domnul... Dacă vine, dacă nu să dăm asta... Că... Uitați-mi să mulțumesc presie, domnul Eugen. Da, vorbeam. Și 17. Trebuie să mai... A, să-i spuneți pe aici. Dacă vine, dar uite, dar cred că m-a sunat pe... Cred că ăsta o fi. Persoana să spună că mai bine. Păi, ne-a întrebat, ai și gata ce e prima dată pe... O fi asta? Alo? Ați intrat în Cotrofănești, noi vă așteptăm. Și de asta am făcut o inversare a ordinei de zi. Vreți la intrare în Cotrofănești, da? Da, bine. Un lucru, să vedem niște lucruri pe aici.
Poftim? Aici avem două scaune. Avem două scaune. Dăm acolo, probabil. Licuță, Florin. Băieții de acolo, vin acolo, să vină ei încoace, să rămână ei acolo. Și din poliție? Da, da. Comandant. Hai veniți voi încoace, ca să pot avea un dialog cu ei, așa ne vedem la plasă. Domnilor, dacă aveți probleme și nu mi închipui când aveți Florin Farga, discutăm concret probleme cu comandantul ăsta, cine iasă, că eu nu știu cine e mai. Discutăm concret și pe probleme. Domnul primar, în prezența comandantului de poliție municipiului Ionești, nu știu cum îl cheamă, se prezintă dânsul, și al locțuitorului sau... Șeful secției, imediat. Șeful de secție de la Ștefan cel Mare, teritorial Cotăr, da. Vă rog să vă prezentați cum vă numiți, noi nu cunoaștem, nu vă știu. Vă mulțumim frumos pentru participare. În primul rând, mulțumesc eu invitației făcute de către dumneavoastră să ne prezentăm și noi un pic programele noastre prioritare. Mă numesc comisar șef Nastasiu Lucian. Sunt împuternicit la șefia poliției municipiului Ionești din 1 noiembrie 2016 și am adus cu mine și șeful de secție puternice la secția 10, fiind Ștefan cel Mare, domnul subinspector Ciubotaru Bogdan. Am considerat că este bine să venim la ședința dumneavoastră pentru a prelua și eu la rândul meu o serie din problemele pe care dumneavoastră le aveți legate de colaborarea instituțională între noi și dumneavoastră pentru asigurarea obiectivului principal, protejarea persoanei și a proprietății acestora, de pe raza dumneavoastră de competență. Îmi cer scuze că n-am putut să vin mai devreme, fiindcă am avut, de la începutul mandatului meu, am avut o serie de priorități în alte localități, dar cred că nu este târziu nici acum, este începutul de an. Și o să prezentăm o situație la ceea ce s-a făcut în 2016 legat de poliția. O să vă rog, după ce terminați dumneavoastră expunerea celor câteva idei, să aș permite să dau citire raportului prezentat. Exact, de post. Exact. După aia eu să vă spun care, cum se prezintă situația în Comuna Gurtu Mănești și consiliere același lucru și să vedem ce putem face. Să îmbunătățim activitățile, mai ales plan de măsuri și de, lucrăm spre binele cetățean. Da. Și asta este, cred că este foarte important. Să caut, deci, culturi, să caut informații. Dacă tot ne-am cunoscut, haideți să începem casă. Îmi cer scuze și pentru că v-am dat peste cap atât programul dumneavoastră. Eu trebuie să ajung și la Bacău, la o ședință. Vă așteptăm că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Da, să știți că puteți să vă bagați dați pe toată încrederea da, că sprijinul necesar. Mulțumesc frumos! În primul rând să vă zic încă o dată, în calitate de primar al Comunei Coțofănești, să vă zic bun venit în cadrul ședinței Comunei Coțofănești, la prima, dacă vreți, întrevedere organizată între noi și dumneavoastră, nu între noi și dumneavoastră ca instituție, între noi și dumneavoastră ca persoană. Și din ce am înțeles că nu sunteți în funcție, deci sunteți delegați sau... Așa. Nu, sunt împuternicii pe funcție, dar am aceleași prerogative pe care le are un șef. Asta nu contest. Asta nu contest. Și asta nu contează. Deci, împuternicile nu contează. Da. Eu am să mulțumesc și televiziune pentru că este aici și n-am avut timp să fac lucrul ăsta la începutul ședință. Să vă urez un an bun, un an 2017, cu multă sănătate, cu împliniri, cu realizări și tot ce vă doriți dumneavoastră. Acum o să dau citire materialului pe care mi l-a prezentat șeful de post al Comunei Coțofănești, după care voi spune câteva cuvinte eu despre situația, de fapt, în care se află Comuna Coțofănești, după care și domnul consilier, după care cu domnul comisar șef o să trecem la anumite acțiuni sau știu, o să creionăm câteva acțiuni care să se dea și rezultate. Informare privind activitatea desfășurată și rezultatele obținute de către lucrătorii postului de poliție comunal Coțofănești în anul 2016, măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor specifice. Obiectivul principal în activitatea desfășurată de postul poliției Coțofănești
este crearea unui parteneriat între poliție și cetățeni, unități de învățământ, medii de afaceri, autorități neguvernamentale, autorități publice locale, etc. Având ca scop asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea infracționalității îndreptate împotriva patrimoniului, aveții și integrității corporale a persoanelor. S-au desfășurat activități specifice în conformitate cu dispozițiile IGPR numărul 123/2012 privind obiectivele și misiunile Poliției Române. Postul de poliție comunal Coțofănești se află pe raza administrativă a Comunii Coțofănești, iar lucrătorii acestui post de poliție își desfășoară activitățile în conformitate cu prevederile legii numărul 218/2002, cu modificările și completări ulterioare a ordinilor, dispozițiilor și metodologiilor cu caracter intern. Acest post de poliție în prezent este încadrat cu 4 funcții, respectiv una de șef de post ocupată de către agent șef principal Buriga Dănu și 3 de ajutori șef de post ocupate de către agent Savin Gheorghe, încadrat cu data de 01.07.2016. Din sursa externă, celelalte două sunt încadrate de către agentul Cotoza Vlad și agentul Știrbăț Valentin Nicolae, care au fost încadrați din sursa externă la data de 16.01.2017, deci din acest an. În perioada 01.01.15.07.2016, la nivelul acestui post de poliție și-a desfășurat activitatea și agentul șef Folea Ștefan Florentin, care a decedat în data de 07.08.2016. Dumnezeu să-l ierte, fie țărâna ușoară. 2016. Lucrătorii postului de poliție Coțofănești, având în bază unele acte normative în vigoare a codului penal și codului de procedură penală noi, intrate în vigoare la data de 01.02.2014, au desfășurat în general următoarele activități. Pe linie de cercetare penală. La începutul perioadei, la nivelul postului de poliție Coțofănești, au fost instrumentate un număr de 156 dosare penale cu diferite soluții stabilite de către procurorii din cadrul parchetului de plenum la judecătoria Onești. La sfârșitul perioadei analizate, au rămas în lucru un total 52 dosare penale, din care un număr de 14 dosare penale cu autori necunoscuți și 38 dosare penale cu autori cunoscuți. Au fost constatate un număr de 13 infracțiuni în flagrant, dintre care 9 de furt și 4 la regimul circulației pe drumurile publice. La acest capitol vă facem cunoscut faptul că soluțiile din dosarele penale soluționate sunt date de către parchetul de pe lângă judecătoria Onești și în funcție de soluții acestea sunt avizate de către judecătorul de cameră preliminară sau judecătorul de drepturi și libertăți numiți din cadrul judecătoriei Onești potrivit noilor coduri penal și de procedură penală. Pe linia constatărilor contravenționale au fost aplicate un număr de 136 sancțiuni contravenționale, 50 fiind la legea 61/91, 31 la regimul silvic și 65 la alte acte normative în vedere în valoare de peste 80.000 lei. S-au confiscat cantitatea de 11,5 metri cubi în valoare de lemn, în valoare de 1200 lei. Pe linie de petiții diverse. În această perioadă au fost înregistrate 275 petiții și au fost primite în audiență 11 persoane, problemele acestor persoane fiind rezolvate în termenul 30 de zile de la înregistrare. Alte activități. Au fost rezolvate un număr de 1230 lucrări generale, executate 48 mandate de aducere, fiind identificate fiind identificată o persoană cu un autor necunoscut. Lucrătorii postului de poliție au intervenit la 114 apeluri 112 și 67 solicitări de la cetățeni pentru soluționarea unor probleme diferite. Pe linie de ordine publică s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia sărbătorilor religioase ce au avut loc pe raza Comunii Coțofănești împreună cu reprezentanții Poliției Locale Coțofănești și administrației publice locale, nefiind înregistrate acte de dezordine sau tulburare a ordinului publice care să necesite intervenția altor efective, jandarmi, SAS, etc. Au fost executate un număr de 154 patrulări intercomunicare pe raza secției numărul 10 Poliției Rurale Ștefan cel Mare.
Patrulările intercomunale sunt executate de polițiști din cadrul posturilor de poliție aparținând secției numărul 10, Poliția Rurală Ștefan cel Mare, însoțiți de către luptătorii SAS sau jandarmi din cadrul brigăzii mobile de jandarmi Bacău, în baza planificărilor întocmite la nivelul secției numărul 10, Poliție Rurală Ștefan cel Mare. După cum se știe, pe raza satelor Coțovănești și Bâlca, din toamna anului 2013 s-a introdus un sistem de supraveghere video, sistem care este ineficient deoarece nu a ajutat la nicio identificare de autori de furt produse pe raza comune. În conformitate cu prevederile HCL 42 din 31 decembrie 2013, cetățenii care sunt beneficiari de prevederile legii 416/2001 execută serviciul de pază comunală în limita orelor în care aceștia trebuie să execute activități neremunerate în folosul comunității și cu respectarea legii 333/2003 cu modificările și completările ulterioare. După cum am arătat în informările anterioare cu privire la sistemul de supraveghere video, aș dori să vă supun atenției faptul că acest sistem pe timp nopții este ineficient, acest fapt datorându-se lipsei unor surse de iluminare mai puternice în zonele unde sunt montate aceste camere și faptul că rezoluția camerelor este foarte slabă. În acest sens, vă rog în limita bugetului alocat segmentului de ordine publică să rezolvați aceste situații. Pe linie rutiere, s-a desfășurat activitate pe linie prevenire evenimentelor rutiere, în special pe drumurile comunale care intră în competența lucrătorilor în cadrul postului poliției și s-au soluționat 5 accidente de circulație din care au rezultat doar pagube materiale. Au reținut în vederea suspendării un permis de conducere și s-au ridicat două certificate imatriculare pentru încălcarea normelor rutiere, fiind constatate 3 infracțiuni de conducere fără permis și una de conducere a unui auto pe drumurile publice de către o persoană cu o imbibație alcoolică în sânge de peste 0,80 ml alcool în aer respirat. La nivelul postului de poliție Coțovănești, doar șeful de post are calitate de organ de cercetare penală și al poliției judiciare. Pentru cei 3 ajutori, urmează ca parchetul general al procurorului general al României să acorde avizul necesar. Au desfășurat activități preventive pe linia furturilor de lucernă, material de mnos, pe linie rutieră, pe linia asigurării obiectivelor economice, sisteme de pază și alarmare, pe linie de ordine publică, în baza planurilor de acțiune în sistem integrat întocmite la nivel de secție poliție rurală pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. După cum s-a putut constata, la sfârșitul anului 2016, la nivelul Comunei Coțovănești au înmulțit unele tăiere de pomi fructifer, drept pentru care zilnic sunt efectuate activități preventive în zonele unde au fost săvârșite astfel de fapte sau pot fi săvârșite astfel de fapte, acestea fiind principal prioritare. De asemenea, au fost tipărite pliante cu caracter preventiv, fiind aduse la cunoștință cetățenilor prin intermediul televiziunii locale sau direct prin discuțiile purtate cu activitățile specifice polițienești desfășurate. Fapt ce a dus la reducerea cazurilor de furturi din locuințe sau dependințe în ultimul trimestru anului 2016. În perioada următoare, activitățile vor continua avându-se în vedere organizarea de acțiuni, microacțiuni și controle pe linia prevenirii și combaterii faptelor cu violență și altor fapte antisociale unde se pot comite în zona localurilor de alimentație publică. Executarea unor acțiuni punctuale în sistem integrat în zonele și intervalele de timp în care se comit cu preponderență furturi din locuințe, dependințe și furturi de animale mari și mici. Identificarea și implicarea activă pentru consilierea părților aflate în conflict în vederea reducerii numărului de reclamații și audiențe ale cetățenilor. Continuarea activităților de cunoaștere a populației, identificarea potențialelor victime ale infracțiunilor în vederea pregătirii anti-infracționale a acestora. Vă rog
problemele ridicate de cetățeni cu privire la modul de relaționare cu lucrătorii postului de poliție, să-mi le aduceți la cunoștință în scris, urmând a verifica aceste probleme și a vă comunica măsurile întreprinse. Vă mulțumesc, semnează șeful postului de poliție, agent șef principal, domnul Buriga Dănuț. Dacă am avut câteva ezitări de a citi materialul, este foarte vag. Și l-am primit în dimineața asta, deci n-am avut să-l citesc niciodată. Și vă rog să mă scuzați. Acum, fiindcă am fost ascultat, eu aș vrea să, ca și primar să vă spun și ca om care, prin legea administrației publice locale, la unul din articole, spune așa, primarul, și am legea aici, vă pot indica și articolul, primarul veghează la ordinea și liniștea publică a localității. Eu de cele mai multe ori am spus și am ridicat această problemă și la prefectură și în cadrul Consiliului Județean și la întrunirile pe care le-am avut și la secția 10 poliție, când ne mai întâlneam, înainte, acum câțiva ani, ne mai întâlneam la Căiuți, când era la Căiuți. La Ștefan nu ne-am întâlnit niciodată. Spuneam că acest articol nu este foarte bine explicat. Nu spune exact în ce mod că primarul veghează la ordinea și liniștea publică a comunei. Dar nu spune modul. Nu spune. Și cetățenii înțeleg, unii din cetățeni, că acum oamenii sunt citiți și deștepți, folosesc internetul, oamenii spun, domnule primar, dar spune acolo un articol, nu știu toți, dar știu, nepotul, fiul, fica, și spune că dumneavoastră vegheați. Dar ei știu, cei bătrâni cel puțin au rămas cu această mentalitate că, virgulă, ca înainte de 89, poliția era subordonată într-un fel primăriei, primarului. Ei au rămas la aceeași mentalitate, că poliția națională este subordonată primarului. Și toate șuturile, scuzați expresia neacademică, le primesc eu. Le primesc eu. Iar eu încerc să le explic oamenilor. Domnule, eu veghez, dacă se face un meeting, dacă se organizează o adunare cetățenească, să asigur camere de supraveghere, să înființez poliție locală, să fac. Dar nu. Am eu, poliția mea locală, nu poate să audieze în dosare. Poliția mea locală este limitată. Pe legea 155 a ei de funcționare este limitată în atribuțiuni și în competențe. Și Poliția Națională este cea care ar trebui să vă rezolvi problemele. Asta nu înseamnă că noi ne derogăm și fugim de răspundere. Pentru că am venit într-o campanie electorală și v-am promis că o să vă fie bine și o să aveți siguranța bunurilor pe care le aveți și a integrității personale dumneavoastră. Drept urmare, eu ca și primar, am trecut, suntem singura comună, cred că așa este, și nu de acum, de ani de zile, aș putea să vă spun anul, dar cred că am vreo aproape 10 ani, de când am înființat paza de noapte cu persoanele de la 416, de la ajutor social, în limita orilor pe care le au de efectuat. Nu le vine rândul decât cam o dată pe lună pe anumite sate și nu unul. Pe satul Coțofănești am 3 oameni în fiecare noapte, plus un polițist local de-al meu. Sunt 4 oameni. Și pe satul Bâlca, pentru că am luat cele 2 sate care erau predispuse infracționalității furturilor și așa mai departe, spargerilor de locuințe, furturi de animale, tăieri de ilegale, de arboret, de pom, de, în sfârșit, de toate și de toate, furturi din mâna omului, deci foarte multe lucruri, și un polițist local. Și pe Bâlca, unde am 2 de la ajutor social și un polițist local. Deci eu, într-o noapte, am 7 oameni care încep în această perioadă, pentru că le modific programul în funcție de anotimp. Vara încep mai târziu, că n-are sens, iar iarna încep de la ora 6 seara și până la 6 dimineața. Am caiete pe care pot să le prezint. În fiecare dimineață mi se raportează polițistul meu local, îmi spune, în timpul serviciului meu, m-am întâlnit cu Cutăresc, cu mașina cu tare, am văzut stația de apă, nu s-a furat gardul, nu s-a spart casa, nu s-a spart nicio instituție publică. În fiecare dimineață prezint raportul, pe care vi-l pot arăta și acum. Le am aici, caietele sunt puse în mână. Deci, am primul lucru, primul pas. Al doilea pas pe care l-am făcut, împreună cu Consiliul Local, l-am făcut eu singur și cu cei care executivul și cu funcționarii din primărie. Am trecut la montarea de camere de supraveghere. Tot pe cele 2 sate. Pentru că m-am axat aici unde avem zona infracțională cea mai puternică. Și am montat acest fel. E drept în materialul domnului șef de post, e drept că, într-adevăr, pe timp de noapte nu sunt elocvente. Dacă să spuneți că
n-ați putut rezolva nimic și eu vă dau un singur caz nominal. La Bânca. E vorba de Matei Dar. Când a fost acel furt cu furca, cu căruța, că s-a furat calul ăla, s-a văzut clar, eu l-am văzut acolo, nu să spun. A, că la parchet nu reprezintă probă concludentă, și dar e un început de probă. E un început de probă. Din câte cunoștințe juridice am eu, e un început de probă. Deci au mai fost cazuri în care s-au văzut oamenii, în schimb, nu știu cum s-a ajuns de, n-au ajuns să aibă finalizare dosar. Deci am făcut și acest lucru. Vom prevedea în bugetul, n-a venit încă bugetul pe 2017, grație conducătorilor noștri iubiți, o să alocăm sume de bani pentru a pune la punct și aceste camere de luat vedere. Deci al doilea lucru. Al treilea lucru, eu ca primar, uitați că eu vin aici și eu să vă prezint. Eu lucrez ca la poliție, am dosar cu rom probleme. Adică cu țigan probleme. Uitați, scrie mai, rom probleme. Cu copii după buletin, cu ce vreți dumneavoastră. Eu ca primar, eu mă ocup și de chestia. Uitați, cu angajamente, cu buletine, cu aia, ca să știu după moată, cu poreclă, cu tot ce vreți. Am un dosar cu paza bunurilor, în care oamenii sunt înștiințați. Uitați-l ce vreau dumneavoastră. Am un dosar cu cei care muncesc în folosul comunității. Și dosar pe fiecare în parte care muncesc pe, care lucrează în folosul comunității. De asemenea, am un dosar pe care am omis să-l aduc, dar l-am, în care am toate demersurile făcute, înaintate, către prefectul județului Bacău, adică organul de abilitate care pot să ne ajute în situația în care suntem noi, către inspectoratul județean de poliție, către poliția municipală Onești, către secția 10 de poliție, în care am arătat starea de fapt a lucrurilor care se întâmplă în comuna Cuțitănești, în primul rând pentru că, și acolo nu aveam polițiști de ajuns, am funcționat mult timp cu un singur polițist. Sau uneori chiar deloc. Acum eu nu înțeleg pe omul ăla, păi să facă și doșa închet, să ducă și la poliție, la unul, să ducă și la parchet, să mai facă și muncă de prevenție, este greu. Nu greu, și cu doi e foarte greu. Și am solicitat să ni se mărească numărul posturilor, ceea ce de-abia am obținut după, știu eu, după lupte seculare, am obținut acum să avem patru pentru oameni. Pentru cât timp? Nu știu. Deocamdată avem patru oameni. Deocamdată unul este plecat la, domnul Savin este plecat la cursuri. La Slatina. La Slatina. Un domn a venit, eu acum nici nu i-am văzut pe domnul Savin, ceilalți nu-i cunosc. Deci, ca și primar și ca și Consiliul Local, am făcut cam tot ceea ce trebuiește. În afară de asta, am făcut ședințe publice cu oamenii. I-am invitat pe oamenii aici. Am avut o ședință când a venit de la Bacău, a venit comandantul, locțitorul comandantului, domnul, uit numele, în Căminul Cultural. Și am chemat toți cetățenii să știți. Poftim? Vasilescu? Da, domnul Vasilescu. Da, da. Și în Căminul Cultural a chemat toți cetățenii să-și pună păsurile. Am avut o ședință și aici. La fel. Cei de la Onești cu aia. Vreau să spun că rezultate n-am avut. Nici cu mărirea numărului posturilor de încadrare la posturile Poliției Coțivănești, nici cu munca de prevenție, nici cu scăderea infracționalelor. De o bucată de timp, anul trecut, ceea ce se pomenea și în material, că s-au mai redus din infracționalități la spargeri de locuințe. Asta o recunosc și eu. De asta și datorită polițiștilor mei care stau noapte de noapte. Și împreună cu dumnealor, cu cei de la secția 10 și cu dumnealor vin, ai mei sunt în frună, dumnealor vin și fac rondul și așa mai departe. Acum, eu noi v-am spus ce am făcut. Și am făcut ședințe și cu romii, cu țigani. Am fost la ei acolo, cu director de școală, cu preotul, cu polițistul, cu consilierii. Am încercat toate pârghile care se pot face. Alte măsuri nu pot. Pecuniare nu pot să iau eu, că nu am eu dreptul ăsta să fac, să-l amendez sau să iau bani. Deci, da, am făcut ceea ce am făcut. Acum eu vă spun, v-am spus ce am făcut noi. Acum vă spun ce se, cum există situația la comună. Doamne, cetățenii Comunei Coțiuvănești sunt foarte mult unii de activitatea primarului și a Consiliului Local, a celor care au fost și a primarului care e în funcție, în ceea ce privește asigurările de o viață decentă. Au asfalt în toată comuna aproape, mai avem un stat. Avem apă în toată comuna.
Avem cămine culturale puse la punct, avem școli, infrastructura școlară pusă la punct, calculatoare și tot ce vrea. Avem dispensarele puse la punct, avem monumente, avem parcuri, avem domnule. Nu mai avem decât cu canalizarea și suntem exact ca la oraș, ca la dumneavoastră, la oraș. Nu există nicio diferență. Ca? Mod de viață. Mod de viață. Condiții. Ca și condiții. Ei, oamenii nu dau doile pe ce am făcut eu asta. N-au siguranța bunurilor și a integrităților individuale, personale. Pentru că, și acum o să vă spun ce se întâmplă. Fenomenul cel mai, cum să vă spun, cel mai tare la ora actuală este tăierea de arbori. Deci au terminat cu pădurea care au mai fost la cetățenilor care au avut o proprietate și acum au început să tai toți pomii fructiferi din curțile și din, de pe proprietățile oamenilor. Deci taie tot. Nuci, peri, pruni, orice, caiș, nu contează. Nu contează. La mine, domn primar, aveți o secundă. O secundă, vă rog. Spui după aia. Da. Toată lumea vorbește planific. Am avut o perioadă când s-au furat într-o veselie animale. Au furat cai, vaci, viței și așa mai departe. Perioada când au avut câte 7-8 spargeri pe săptămână. S-au furat din afumători, s-au furat din locuințe, din dependențe, de peste tot. Perioade în care oamenii erau atacați pe stradă. Și cel mai grav și mai grav este că atentează la, la integritatea oamenilor, corporală, uneori chiar fizic direct, dar uneori amenință. Îți dau foc, intimidare. Îți tai gâtul, intimidare. Vă bat. Păi. Și dumneavoastră știți celebrul caz, între ghilimele de rigoare. Cu acel om care a avut Lucerna, Șufana Aron, bănuiesc că aveți cunoștință, s-a întâmplat la Lucerna. Când a tras un ochi, deci după ce îl prinde la proprietate, furând pe proprietatea lui, sare și îi bate pe oameni, fraților. Iar ăsta, că erau 3-4, ăsta normal când, cum să vă spun, de frică singur, a scos pistolul și a tras. Și eu dacă eram, făceam același lucru. Același lucru. Vă rog. S-a ajuns că oamenii se duc, îi prind pe proprietatea lor și spune, vină încoace. Vină încoace să-ți dăm noi bătaie. Vină încoace. Și fug și după ea. Omul fuge de mai de la el, numai să... Ei, asta este starea infracțională la nivel de Comuna Cuțofănești. Nu vă mai spun că ei dictează cine intră în comune, cine iese, cine... Romii ei sunt ca un fel de vătafe, acum am început un fel de vătafe de sate. Ăștia cu comerțele stradale, ei scoat, ei bagă, ei... sunt multe chestiuni. Eu am spus doar câteva, deci furtul din locuințe, din dependințe, amenințarea oamenilor, tăierea de arbori, fur de animale, și așa, aș putea continua, dar o să mai spun și domnul consilier. Ceea ce am vrut eu și dintotdeauna am avut deschidere cu Consiliul Local. Am vrut așa. Mulți au zis că n-am fost, vreau să fac o mențiune, mă lasă ca o scuză. N-am fost membru partid prin înainte, dar și dacă aș fi fost și pe cine a fost, n-am condamnat niciodată. S-au făcut lucruri foarte bune și atunci, pe timpul acel timp, eu nu sunt nostalgic, pe acel timp oamenii aveau garanția bunurilor și integritatea lui. Știa că n-ar putea să iasă la 12 noaptea în parc, la 2 noaptea, la 3 noaptea își lăsa animalul legat la poartă și nu îl fura nimeni. E, acum nu se mai întâmplă. Acum ți-l fură ziua. Nu mai spun fur de auto, baterii, pe mașină. E o enciclopedie de fur. Așa. Eu ce am vrut? Am vrut cu șeful de post, fiind și singur aici, el, mai mult singur, am mai pus băiatul ăla care a decedat, Dumnezeu să-l ierte. Au mai venit așa sporadic câte unul, altul și-a plecat. Domnule, hai să ne întâlnim lumea cu poliția mea locală, care am 4, pe care am trimis și la școală acum 2, ca să intrăm în legalitate. Au scolarizat, au terminat. Hai lunea dimineață, ca un fel de ședință de comandament. Domnule, să-i spunem cum vrem. Hai să ne întâlnim o jumătate de oră, să vedem ce s-a întâmplat într-o săptămână în comună. Și să vedem ce avem de făcut. Și să facem acțiuni comune. Nu facem acțiuni comune, din păcate. Noi totdeauna răspundem la apelul Poliției Naționale. Eu le-am spus la băieții mei. La orice oră vă solicită, cu paza de noapte, Poliția Națională, vă duceți fără nicio întrebare. Pentru că uneori au acțiuni pe care nu trebuie să le știm noi, nici nu vreau să le știu. Eu am și spus, dumneavoastră, vreți să faceți o acțiune și să nu știu și ne cereți, nici nu vă întreb pentru ce. Vin și eu, și vicele primar, și un consilier, 2, 3, dar să văd că există această
această acțiune. Deci să avem un program de patrulare în comun. Nu ne avem la ora actuală. Eu le-am predat dumnealor dosarul cu oameni care fac de pază, că ei amendează dacă nu. Le-am predat la postul de poliție, la xerocopiate, are viceprimarul, eu, dumnealor. Hai să facem un program de patrulare comună. Dar să-l respectăm. Dom'le, se ivește ceva. Pleacă șeful de post undeva, pleacă polițistul care-i servici în ziua aia. Dom'le, mă anunță cu ORN, dom'le, nu mai putem, o amânăm pe altă dată. Sau, dom'le. Deci, patrularii. Că vă dau un fapt concret acum și nu vreau să monopolizez eu toată discuția, dar e bine ca să știe. Duminică, eu totdeauna sunt, dar duminica muncă nenormată. Ies și prin comun de ce se întâmplă, că știu ce se întâmplă. Și veneam de la Bâlca și, ca acolo, zona aia, Bâlca și Coțul Fărâșu. La Bâlca, să ne dacă mai tai pom pe acolo. M-am dus până în cap, până la brigada silvică, am venit înapoi, mă opresc și doi cetățeni. Am oprit, încă eram chiar papuși de casă. Doamne, ce că ia uitați două drujbe de deal cum taie. Și uitați-vă aici o mobilă lângă școală, în centru satului, nu. O mobilă aici de Rumeguș. Și acolo pe deal sunt vreo 20. Dar nu asta ar fi problemă, că ne taie toate dealurile astea. Că de la primărie, că de la noi, că-s Cireș, că-s Nuci. Problema e că vin pe un păreaș în guz, nu era drum pe acolo, de unde trebuia să coboare ei. Dumnezeu și mi-a rupt tot drumul, domnule, că am vreo 20 de metri, mi-a rupt tot gardul. Și nu poți să le zic ceva, că a zis că îmi tai gâtul, secure. Și am zis, dar de ce nu dați telefon la 112? Și, domnule, dar dau telefon la 112, nu ăștia de nu ne vedem. Eu vă spun dumneavoastră, domn primar, de asta vă scot toate șuturile în casă ziua. Eu vă spun dumneavoastră, domn primar. Dar numai, s-a mai sunat. Cu cine să mă duc? Eu am urcat toate dealurile și toate văile cu oamenii ăștia, m-am luptat, că a fost pădurea comunală. Acum, am zis, fraților, haideți să facem front comun. De asta spun eu că dacă nu ne conjugăm eforturile și dacă nu lucrăm ca o echipă, bineînțeles, fiecare, cum am și spus mai înainte, nu vreau eu să știu toate treburile, dar nu asta, nici treaba mea, nici nu-s atribuțiile mele. Dar în ceea ce privește, eu cred că misiunea este comună. Să avem ordine și disciplină o comună, atât a șefului de post, a postului de poliție cu Ciuvrești, ca instituție vorbesc, și a primăriei și a consiliului local. Cred că pe toți ne leagă același țel și același ideal. Dom'le, hai să facem ceva, să oamenii să simtă că trăiesc în siguranță, în liniște. E, nu se poate dacă nu vom face, nu vom lua măsuri de patrulare în comun. Nu odată la trei zile, în fiecare zi și la ore diferite. Pe timp de noapte, eu n-am nicio reținere, mă trezesc la 2, la 3, la 1 noapte, n-am nicio problemă, vin. Am oameni care sunt aici. Dacă nu vom face muncă de prevenție, o să ajungem în cazul în care o să avem evenimente neplăcute, în care o să vină televiziune și nu o să dea bine nici pentru dumneavoastră, nu o să dea bine nici pentru noi. Eu, ca asta vreau să vă spun, nu monopolizez toată discuția, o să vă spun și domnul consilier, fapte concrete. Eu am speranță și că lucrurile se pot îndrepta. Eu am, până nu e prea târziu, eu am speranța că putem pune treburile la punct, dar fără o implicare, cum să spun eu așa, mai serioasă. Mai serioasă și mai aplicată de către lucrătorii dumneavoastră și de către noi, de aici toți, că avem toți această responsabilitate de poliția locală, nu putem face absolut nimic. Eu am fost și la domnul Năitelu, domnul care și la pensie. Domnul Roșan. De trei ori am fost în birou la dumneavoastră. Deci eu m-am zbătut. Acum, domnul consilier, nu știu cât știu, că nu știu. O parte i-am informat. Unele acțiuni nu i-am informat, că m-am și plictisit să informez și să bată certa. Eu m-am zbătut și cu Bacău, și cu dumneavoastră, și cu dumneavoastră. Cu dumneavoastră ca instituție. Când era domnul Moroșanu, a fost și domnul Moroșanu pe aici. A zis că o să rezolv. Cu timpul lui domnul care a fost la secția vice, cu timpul domnului Melu. Nu vă spun că am avut o discuție cu cine a ținut locul domnului Melu în telefonică, în care nu vreau să o comentez, nici nu vreau să o detailez. E bine să o fac așa. În care a zis să o iau cum vreau. Eu cum vreau, dar lumea asta ce fac cu ea? Că nebune, așa mi s-a spus, când vreau expresul, luați-o cum vreți. Eu am zis să înțeleg că l-am invitat și n-a venit, să înțeleg că n-ați avut bunăvoință și că vă interesează. Luați-o cum vreți. Aici am ședința de consiliu. Așa mi s-a spus pe telefon, luați-o cum vreți. Am uitat cum se numește, că da, mi-aduc aminte. Am un lapsus. Azi, luați-o cum vreți. Dacă ați răspuns de... Poftim? După Mielu, Răclaru, nu? Nu, Mielu. După Mielu. Răclaru. Ceva de gen.
Și luați-o cum vreți. Dacă ăsta e răspuns de organ, de polițist, pregătit, eu nu predau. Da, însă trec peste asta. Bun, cam asta este treaba. Eu am mare speranță că vom colabora bine și vom lucra foarte bine cu dumneavoastră. Aveți toate deschiderea în ceea ce mă privește, și a Consiliului și a oamenilor pe care îi conduc și a Consiliului Local și a Poliției Locale, fără nicio ezitare. Atât. Domnul primar, vă mulțumesc. Domnul comisar, vă rog frumos, așteptați. O secundă. Să ia legătura 2-3. Tocmai asta e ideea. Să completez ceva ce spus domnul primar, că tot de dumneavoastră avem nevoie. Ce se întâmplă? Foarte multe mașini. Tot dumneavoastră trebuie să dați răspunsul. Asta e ideea. O să vă dau după aia. Ia, poftiți. Ideea mea este că interveni și domnul consilier, dacă vreți să veniți cu probleme care a venit și domnul primar de aspect general, fiindcă n-aș vrea să monitorizăm aspecte individuale pe anumite cazuri în parte, fiindcă atunci stăm mult, vorbim mult și nu suntem eficienți. Deci lucruri de aspect general pe care le puteți ridica dumneavoastră, după ce mi le notez, o să încerc să discut cu dumneavoastră. Domnul comisar, ceva sigur de toată treaba asta, o să discute 2-3 consilieri care au probleme concrete. Vă scuzați că am să vă spun... Sunt viceprimar, foarte, foarte multe mașini. Baby Văsioiu, Văsioiu Baby. Domnule, domnul vici, domnule. Matriculate cu tot felul de numere, de Suedia, de Italia. Din întâmplare, cam cunosc problema asta cu numerele. Mai făcut și eu extern și, domnule, sunt expirate. De ani buni. Băieții noștri, domnul Dan, nu o face față singur. Când să-și oprească, să facă și circulație, să nu știu ce. N-au asigurare, n-au rovinete. Astea, nu, dar dacă numele sunt expirate, Suedia, Italia, Bulgaria ăștia au, Olanda, așa, minori la volan, de permis nu mai vorbim, că sunt... Vă rog frumos, domnul, vă dau cuvântul. Da. Deci, în... Poliția noastră locală nu poate să facă așa ceva. Nu au dreptul, nu sunt autorizați să facă lucrul ăsta. Tot cerem ajutor la dumneavoastră. Rali, fac rali, fac nu știu, când a fost zăpada aia, nu știu ce, dacă nu se învârteau ca titerezii. Și acum, noaptea? Da, noaptea circul, la deal, la vale. Nu. Da, vă mulțumesc. Domnul Farcaș Mihai. Este proprietarul... Nu sunt proprietar. Da. Domnule, Casa Blanca, este proprietarul unei unități economice. Poftiți. Cu program non-stop. Consilier. Poftiți, am ca să da. Îi fac legătură. Vă rog frumos pe problemă. Pe problemă, da. Vă rog, vă cer. Cum bine s-a spus, măsurile de descurajare și de prevenție. Domnul șef de post a specificat în raportul dânsului de acele patrule de noapte, intercomunale și susținute de echipe de jandarmi de la Bacău veneau. Eu vă spun sincer, activitatea de aia am specificat cu program non-stop, eu am simțit în acea perioadă, circulau la DN, dar este foarte simplu, de la DN imediat poți intra într-un sat unde ar fi probleme, dar problemele cele mai mari din punctul meu de vedere, se creează la DN. În parcarea unde este această locație de care a specificat domnul președinte de ședință, se organizează anumite lucruri. Și e punctul de plecare. De asta spuneam, ar fi o măsură de descurajare aceste patrule de pe timpul nopții, că și ziua se întâmplă lucruri împotriva legii, cu furturile de lemne în special, dar furturile și în furturi de locuințe se operează mai mult noaptea. Și aceste patrule ar fi mai ușor de intervenit chiar dacă s-ar suna la 112. Dacă sunăm la 112 și ni se direcționează la șeful de post, șeful de post este singur și practic nu... Intervenția nu este cu succes. Da, într-adevăr, domn primar a specificat foarte bine și domnul vice, sunt acest fenomen de amenințare.
se întâmplă certuri, bătăi, ulterior, victimele sunt amenințate. Sunt făcute să nu depună plângere. Deci undeva ar fi, eu știu, investigări cu oarecare protecția celui care depune plângerea. Mai sunt și măsuri care trebuie să luate de noi pe plan local, dar astea o să le discutăm la diverse sau la, după ce plecați dumneavoastră. Dar asta spun, aceste patrule, în acea perioadă când aceste patrule lucrau, eu am simțit și probabil cine mai circulă noaptea pe stradă, se simțeau oarecare frică de a se ajunge la anumite fapte împotriva legii. Da, într-adevăr, s-a specificat bine de încercarea de creare a unor clanuri, le zic eu, care să intimideze. Sunt multe lucruri de spus care, sincer să fiu, nu că mi-este frică, mi-este frică că vor fi interpretate greșit, discutându-le public. Dar, în particular, dat fiind faptul că am o activitate de noapte, aș putea să discut foarte mult pe această temă. Punctual, vreau să spun. Dar nu pot să discut public. Nu că mi-e frică, dacă nu se cade. Chiar mi-e frică. De ce să nu e vorba de frică. Dacă îmi permite, am omis să spun ceva de la seminar. Am omis să spun de furturile pe timp de vară. Asta chiar am omis. Deci lucerne, nuci, roade de pe pont. Doamne, vara, cum? Se urcă 7-8, dar e bine închisă. Eu am prins cam tot în catalogul de prezentare, dar n-am prins furturile pe timp de vară. Cum începe lucerna și cu popii fructifer, struguri, și cu vinia, prune, cu nuci, nu mai vorbesc, acum mulți nu mai au de furat, că i-au tăiat în majoritatea. Așa. Deci, nu, se fură tot. Ce e de furat, se fură tot. Au ajuns să fure și din cimitir. Au furat cruci din cimitir. Și au distrus. Au distrus, nu. Au trecut la profanare din morminte. Situația nu e chiar așa de... Da. Cine mai dorește atâta să ia să vorbească? Poftiți, domnul Bulin. Vă rog frumos, scurt. Domnul comisar, este foarte adevărat ce vă zic, domnul primar. Numai că și ziua se fură. Au început să se taie inclusiv bucăți de la vieții până pe foc, să se vândă. Deci azi noapte, cum să spun eu? Eu când sunt schimbul 3, eu trimit pe mama. Merge noapte pe drumuri. Azi noapte mi-au luat 3 rafle de gard. Deci cum ar putea femeia aia să meargă noaptea? De față este domnul șef de post, s-a întâlnit de numărate ori cu ea pe drum. Deci e bătrân, e 70 de ani. Deci dacă merge în situația asta, e imposibil să meargă o femeie sau inclusiv și un bărbat. Și eu, pur și simplu, când mă duc noaptea acolo, vin la schimbul 2 și merg, trece câte o mașină. Băi, dacă ar coboră din mașină. Tot timpul numai cu spaima asta, cu țiganii sau doamne romi ăștia. Deci nu se poate așa ceva. Este foarte bine ce zice domnul și a apreciat foarte bine domnul primar. Deci, astea sunt nu numai la mine, au început să intre în gospodărie, să-ți ia raclele de gard. Deci spun că dacă vede ceva într-o curte de om, nu contează, este a lui. Deci nu se poate așa. Trei. Vă mulțumesc, domnul Voicu. Scurt, da, vă rog. Să spun și eu. Da, scurt, vă rog. A punctat domnul primar în mare parte și l-a punctat. Eu aș vrea să vă spun că pe actuat de prevenție nu să nu spun domnul șef de post. Nu s-a făcut mai nimic încă să spun. De ce spun asta? Vedeți, dumneavoastră, merg la furat cu căruțele. Din câte știu eu, căruțele astea trebuie să aibă un număr de matriculare și ele, nu? Au un număr, o plăcuță. Domnule, nu s-a dat o amendă pentru faptul că nu a avut acel număr pe căruță. Lemnele, șpalerii, lucerna, tot ce se fură din câmp, mi s-a spus la poliție când am semnalizat unele lucruri, domnule, nu putem să mergem să vă păzim proprietatea, să vă păzim cultura.
Dom'le, n-am nimic împotrivă, nici nu vreau să-mi păzească cultura. Dar cei care fură trec cu lucerna pe stradă, dom'le, pe drumurile astea. Pe drumurile astea unei autorități de control, de prevenire, are Poliția Națională. Consiliul Local, primarul, a pus la... Eu chiar așa mă și exprim și așa cred că este. A pus la dispoziția Poliției Naționale, pe timp de noapte, 2 polițiști locali și 5 asistați social. Eu așa cum zic, sunt la dispoziția Poliției Naționale, pentru că oamenii aia, noaptea, dacă treci un papă cu lemne, o căruță cu lemne, o căruță cu 2 frigidere și un aragaz furate de la un cetățean, n-au autoritatea să-i oprească, să-i întrebe de unde vin, unde merg și ce fac. Poliția Națională poate să facă lucrul ăsta. Îl oprește și poate să ia la întrebări. Vreau să vă spun că sunt mașini care merg cu numere de la alte mașini. Deci merg cu circulă cu numere matriculate de la alte mașini. Dom'le, prin fața porții mele trec de cel puțin 4-5 ori pe zi. Nimeni nu le vede, nimeni nu știe. Căruțele, atrajele astea agricole, de multe ori sunt conduse de copii, de minori, pentru că s-au deșteptat oamenii ăștia. Ai trimit la furat, își trimit copiii la furat, își trimit minori. Dom'le, m-am săturat să tot aud din partea organelor Poliției Naționale, nu putem face nimic că ăștia sunt minori. Haideți să găsim înțelegere, haideți să găsim niște portiții, niște căi să oprim lucrurile astea. Avem o hotărâre de Consiliul Local privind accesul pe câmp după o anumită oră, cu atelaj agricol. Tot Poliția Națională ar cam trebui să ia măsuri acolo, să-i oprească. Deci, în baza hotărârii de Consiliul Local, am spus să confiscă atelajul, să duce la postul de poliție, omul pleacă acasă numai cu animalul, vine și discută cu domnul primar, că și aici punctez, din nou, colaborarea este primul pas. Deci colaborarea între Consiliul Local, primarul comunei, vicele, Poliția Locală și Poliția Națională este primul pas, că numai uniți putem face ceva. Să nu vă supărați pe mine. De fiecare dată când am avut invitați de la Poliția Națională, nu s-a întâmplat nimic. Îmi exprim speranța și sper și doresc ca, începând din zilele astea, după ce dumneavoastră a spus prezent aici, să observăm o schimbare în bine a feței comunei. Și încă ceva. Ar trebui domnul șef de post sau, eu știu, un alt reprezentant, că dacă o să mai vină băieții ăștia de la școală. Am înțeles, a fost singur. Da, ce să... Să vină domnul, măcar o dată la 2 luni la o ședință de Consiliul Local, ca să mai stăm de vorbă. Nu să-l tragem, să-i tragem la răspundere, că nu avem competența asta. Dar, pentru o colaborare bună, trebuie să existe discuții. Și eu așa cred. Că discuțiile ar fi cel mai bun în cadrul Consiliului Local, în ședință de Consiliul Local. Sunt multe lucruri de spus, dar pentru că timpul este, ne presează, mă opresc aici. Și poate mai veniți la alte ședințe, unde putem puncta direct pe... Da, vă mulțumesc. Domnul, da, bine, să deci, comuna Coțofănește este cu un grad mai ridicat de infracționalitate față de alte comune, prin gradul de ocupare a acestor rol, ca și procent în rândul celorlalte categorii. Este drept și foarte adevărat că la Poliția Locală în Coțofănești a fost doar câte unul sau niciunul și doi. A fost un caz foarte, foarte, foarte fericit când am avut 2 polițiști. Este foarte adevărat că în comuna Coțofănești se circulă crescut aici în comuna noastră, nu am avut niciun fel de sprijin. Vă rugăm, domnul sublocotenent sau subinspector, să ne ajutați în problema asta. În ce privește Poliția Națională Locală, va trebui săptămânal și măcar la 2-3 luni de zile să ne întâlnim la o analiză cu s-a furat lui bătrâna cu tare, s-a furat. Nu vine la Ghebuș, nici la voi cu la furat, că mai suntem încă mai activi. Dar avem bătrâni, domnul comisar șef, avem neputincioși, avem tot felul de categorii sociale la care noi vă cerem sprijinul în mod curent. Vă mulțumesc și aveți cuvântul. O secundă, nu mă vreau să poftiți. Onești și cei de la circulație sunt în suportarea noastră, bănuiesc, nu? Adică, vedeți dumneavoastră, când mai fac patrulaj, dar pe la ureche, știi, cornățel, în zona asta cu ajutul, majoritatea,
80% din materialul lemnos pleacă spre adjunct. Cu papucurile astea despre care spunem că sunt nematriculate sau cu nume de așa cum sunt. Fără. Cu... Înțelegeți? Dumnezeu poate li poate lua certificatul din matriculare, poate dă-ne, li ia plăcut din matriculare. Aici asta ați făcut. Aici asta ați un pic, s-au scăpat lucruri, stați un pic, haideți să vorbim. S-au scăpat lucrurile de mână și de prima dată. Nu m-au un pic. Ce se întâmplă? Tot materialul rămas furat după bârca, în special cu bârca, a proprietarilor de păduri, că nu mai au deloc stăiate toate și au fost sute de hectare stăiate toate. S-au cărat pe aici. Acum am înțeles că în acea perioadă că e cu complicitatea pădurarilor celor de la Silvic. Le dădea bun pădurarul, odată îi lua banul ăla, și se scădea și el de materialul lemnos la el în parchet. Bun, am înțeles. Dar acum când? Și avea bun, îl oprea și avea bun. La Urichești nu îl oprea, dacă îl oprea. Bine, că ei vorbeau alte lucruri, eu nu vreau să le pomenesc, vorbesc țiganii. Așa cum vorbești despre mine, că dacă îl prinde pe undeva, m-a trimis țiganul, primarul la tăiat. Da, se folosesc numele. E, ce se întâmplă? Dar acum când te duci, nu poate imediat pădurarul bun pe nuc, pe pruni și pe cireș. Și fraților, acum ar fi culmea. Deci, înainte dădea, că era fagă, carpen, stejar. Da, dar acum nu poți să-i dea pădurarul bun pe cireș și pe pruni și pe nuci. N-are cum. Și cu toate astea ăștia cară într-o veselie, n-au niciun problemă. Dacă se vrea și nu s-a avut de sus de acolo, dacă vrea stoparea tăierii pădurilor, nu s-a dat pus codul Silvic Ceacmă în aplicare, dacă se vrea stopa de atunci, după Revoluție, la 2-3 ani de zile. Nu s-a avut de sus, pentru că ăștia au cărat într-o veselie la vale și au vândut toate pădurile și a proprietarilor și a statului, că acum au intrat la stat, că nu m-au de unde furat, fură de la stat. Deci se oprea. Pentru că dacă făceau un filtru la Urechești, cum se făcea cu brazii de Crăciun, făceau un filtru, nu trecea nici pasărea, că acolo nu avea punsoia. E loc, e trotul și calea ferată, nu avea punsoia. Așa, nu avea cum. Dar eu vă spun ce vorbea țigani, așa cum mai vorbește despre mine. Că scot 200 de mii și trec. Și cum? Și la Urichești, da. Și la Jut, și da, tot la fel. Vă spun ce vorbesc, că acum, eu nu spun gustarea adevărat. De circulație, da. Câteva zile mergeam la servici. Da, hai să vă spun până unde a ajuns, scoate chiar închei. Pentru că am monopolizat noi toată discuția. Doamna, a ajuns la substituire de persoană. Avem un țigan de aici, Stănescu, Stănescu, majoritate. Stănescu Munteanu, astea sunt două familii preponderente. Stănescu am vreo 88 de familii. A ajuns să ducă în spital să interneze cu buletinul celuilalt. De ce? Pentru că el nu avea dosar de ajutor social și nu avea asigurare medicală gratuită. Cadrele medicale de acolo, prin ce minune, s-au sesizat și au descoperit. S-au descoperit, deci avea, dacă ăla murea, avea să fie decedat celălalt. Că ăla are și cancer, dar. Avea să fie decedat celălalt. Chipul în instanță și-a făcut treaba și i-a condamnat pe amândoi și pe cel care a folosit buletul și cel care l-a dat. Dar bun, până unde a ajuns la substituire de persoană. Ce ne dă în minte lui ăștia, foarte inventiv, trebuie să recunoaște. Da, eu cam atât. Domnul comisar, vă rugăm frumos. În primul rând, încă o dată, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să vin eu la ședința dumneavoastră aici. Eu, când m-a sunat domnul șef de post și mi-a spus că va avea loc această ședință a dumneavoastră de Consiliu, eu, din proprie inițiativă, mi-am manifestat interesul și pe datele pe care le aveam la nivelul meu personal. Vreau să vă spun încă de la începutul discuției mele faptul că eu vin de la poliția stațiunii Târgu Ocna, unde sunt șef de poliție acolo, și unde de vreo 7 ani de zile avem cel mai bun procent de identificare a autorilor în dosar cu ANE, adică un procent de aproape 80%. Deci am venit cu un target pe care vreau să mi-l duc la bun sfârșit și la această poliție, atât timp cât voi sta. Nu sunt încă în măsură să apreciez cât voi sta sau cât nu voi sta aici, la conducerea poliției Onești. Și acest target pleacă de la scurtarea timpului între producerea evenimentului și tragerea la răspundere a autorului. Pentru mine asta a fost și este foarte important. Asta vrem să facem. Și pentru a îndeplini acest target vom face tot ce este necesar pentru a rezolva aceste probleme. Fiindcă dacă m-am ținut de acest target, am avut și rezultate pozitive la Târgu Ocna. Eu apreciez deschiderea dumneavoastră și tot ceea ce ați făcut dumneavoastră
pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor de pe raza comunii dumneavoastră. Și să știți că am lucrat pe la mai multe unități de poliție și din punctul meu de vedere personal vă spun că aveți o mare deschidere. Am avut rezultate în condiții mult mai rele și în condiții în care nu ni s-a asigurat un asemenea suport din partea autorității locale, cum l-ați asigurat dumneavoastră. Apreciez foarte mult deschiderea dumneavoastră. Într-adevăr, nemulțumirile sunt foarte mari și se vede că nu sunt nemulțumirile dumneavoastră, ci a celor pe care dumneavoastră îi reprezentați, a cetățenilor comunii. De asta mi-am și manifestat dorința de a veni la această ședință. Să știți că printre obiectivele generale pentru anul 2017, primul obiectiv pe care îl avem este creșterea gradului de siguranță a cetățeanului. Este foarte important acest obiectiv. Acest obiectiv ne face responsabili și datori în fața celor din care noi suntem plătiți. Fiindcă noi desfășurăm serviciul polițienesc, îl desfășurăm, e o prestare de serviciu în folosul cetățeanului. Și acest lucru intenționez ca să-i conștientizez pe subordonații mei, să-și dea seama, fiindcă asta e activitatea principală a noastră. Alte obiective generale avem asigurarea climatului de legalitate, mediului de afaceri, asigurarea resurselor informaționale și de structurarea grupărilor. Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la deficitul de personal la momentul de față este rezolvat. Trebuie să ținem cont și de lucru că aici la postul de poliție Coțofănești s-a lucrat cu un lucrător maxim 2 și acel al doilea lucrător a fost detașat de fiecare dată. Acum avem 4 lucrători, sunt toți pe schemă. Țin să vă asigur că cei doi care au luat concursul de ajutor de șef de post la dumneavoastră sunt, după părerea mea și câte am cunoscut eu și cred că am o experiență de vreo 27 de ani de poliție, sunt polițist de carieră, am terminat academia și să știți că mi se pare de două cadre responsabile. Sunt conștient unde au venit. Nu vor pleca de la dumneavoastră, să nu vă faceți griji, fiindcă au un contract de 3 ani de zile minim în care vor sta în comuna dumneavoastră. Eu le-am recomandat pentru o mai eficientă activitate a lor să încerce să se stabilească pe raza comunei dumneavoastră, fiindcă și aici e o problemă. Este foarte greu să lucrezi în rural cu polițiști care îți vin din urban și fac naveta. Eu le-am recomandat și bănuiesc că sprijinul dumneavoastră va fi în totalitate de a le găsi niște condiții de locuit, fiindcă veți avea interes să-i aveți aici pe raza dumneavoastră de activitate, fiindcă vor interveni operativ. Ce trebuie rezolvat la nivelul cadrelor? Dacă am rezolvat deficitul de personal, noi trebuie să rezolvăm profesionalizarea polițiștilor. Fiindcă, într-adevăr, sunt lacune în cunoștințele profesionale pe care le au unii polițiști și asta o să o facem pas cu pas pentru a putea să ajungem la un nivel bun de eficientizare a activității poliției. Referitor la materialul pe care l-a prezentat colegul meu, n-aș spune că a fi chiar atât de vag, a încercat să meargă mai mult pe, fiindcă să știți că în afară de măsurile de menținere a ordinii și liniștii publice, noi desfășurăm și alte activități, activități care nu pot fi date publicității și care nu se interferează cu activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră, în baza prerogativelor pe care le aveți și dumneavoastră, în ADOC, respectiv cea de menținerea ordinii și liniștii publice și siguranței cetățeanului. Competențele Poliției Naționale și competențele Poliției Locale sunt foarte bine determinate. Ele, că în anumite problematici, se interferează și asta denotă că trebuie să lucrăm împreună. Și eu sunt total de acord să lucrăm împreună, Poliția Națională cu Poliția Locală, fiindcă ambii avem aceleași scopuri, respectiv de asigurarea măsurilor de menținere a ordinii
publice și siguranța cetățeanului. Cu privire la înființarea pazei de noapte cu persoanele 416, bănuiesc că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, e ok. Mi se pare un lucru de noutate și mi se pare un lucru chiar ok. Bănuiesc că și dumneavoastră le faceți o selecție la acele persoane care fac paza, cât de cât. Adică să nu ne trezim că avem infractori printre ei și la un moment dat facem lucrurile degeaba. N-am datele, n-am datele. Adică, printr-o mai bună colaborare cu Poliția Națională și eu o să vă asigur că din momentul în care voi pleca de la această ședință, lucrurile se vor schimba. Și voi reveni peste 2-3 luni de zile într-o ședință ulterioară în care o să vedem de unde am plecat și până unde am ajuns. Fiindcă așa mi se pare normal și corect din partea atât a noastră cât și a dumneavoastră. Dacă vom verifica acele persoane și vor fi niște persoane care într-adevăr să ne poată ajuta în activitatea de prevenție, să știți că este ok. Mi se pare o idee extraordinară. Chiar o idee extraordinară. A înființa acele patrulări comunale este ok. Este ok. Eu aștept de mâine. Noi să știți că va fi cu siguranță. Și vreau programul, un grafic, să știe și consilierii, mă scuzeați, un grafic pe care să-l am, să fie avizat de șeful de poliție și de mine, care să-l așa. În ceea ce, mă scuzați, în ceea ce privește cu, eu recunosc că am mai strecurat și oameni care se certați cu au fost condamnați, dar tabelele și l-am rugat pe domnul șef de post, probabil când am uitat, ca acei oameni cu probleme să-i taie de acolo în tabel, să-i tăiați. Tăiați și atunci o gradă în conformism. Nu ne mai uităm în urmă, haideți să vedem ce putem construi. Nu vorbesc de paza de noapte acum, să-i taie pe urmă ne uităm ce facem de acum încolo, nu mai vedem ce s-a greșit, ce nu s-a greșit, vedem ce putem construi. Fiindcă v-am spus, ăsta este obiectivul meu și targetul meu este de apropierea momentului, săvârșirii faptei cu tragerea, răspânderea făptuitorului. Că dacă nu facem acest lucru, nu avem eficiență. Putem să scoatem 100.000 de polițiști în stradă, dacă nu sunt eficienți, n-am făcut nimic. Cetățeanul îl interesează, în primul rând, să îi se găsească autorul atunci când i s-a a fost prejudiciat și să fie tras la răspundere. Dacă îi găsim autorul astăzi și îl tragem la răspundere peste un an de zile, nu avem nicio eficiență. Deci noi asta încercăm să facem și asta încerc eu să ne imprim colegilor mei. Cu privire la montarea camerelor de supraveghere. Un alt element în plus care pe mine, ce să vă spun, mă satisface și mi se pare un lucru pozitiv în activitatea pe care ați desfășurat-o dumneavoastră, fiindcă să știți că este foarte important să avem camere de supraveghere. Este important ca aceste camere de supraveghere, dacă pot fi monitorizate printr-un dispecerat, este bine să fie monitorizate printr-un dispecerat, dacă sunt monitorizate prin internet și putem să avem și noi acces la o parolă pentru a le putea viziona în timp real, să știți că sunt foarte bune. Sunt foarte bune și ne ajută foarte mult. Dacă vor avea și rezoluție foarte bună, atunci să știți că ne vor proteja. De ce? Fiindcă vom insista mult pe aceste camere, ne ajută foarte mult, fiindcă vedeți și dumneavoastră, infractorii își schimbă modul de lucru, se profesionalizează înțelesul pe care considerați dumneavoastră și atunci și noi trebuie să ne profesionalizăm, să luăm toate datele de care ne sunt necesare pentru a-i depista și pentru a lua măsurile legale față de aceștia. La fel, mi s-a părut o idee foarte bună la nivelul dumneavoastră. V-am zis, sunt lucruri foarte bune pe care le-ați făcut. Din punctul meu de vedere, totul este deosebit. Faptul că ați înființat acele evidențe cu registre, cu tot ce asta, e pentru noi ca polițiști, pentru mine ca un polițist vechi, vă spun că e ok. Adică sunt lucruri foarte bune. Sunt lucruri foarte bune și într-adevăr vă spun că ne ajută foarte mult. V-am zis, pentru schemă, schema s-a rezolvat, problema va fi de profesionalizare acestor polițiști, să-i ajutăm să poată locui în comună. Eu le-am sugerat că aici cei doi am discutat personal cu ei atunci când i-am numit pe aceste funcții, am discutat cu ei, am discutat personal și le-am spus că nu accept să-mi facă naveta, ci
îmi doresc să stea aici, în comună, fiindcă altfel, când polițistul este în comună. Deci asta e normal și asta este realitate. Îmi doresc ca peste câteva luni de zile cetățenii să fie mulțumiți de ambele probleme. Atât de nivelul de trai pe care îl asigurați dumneavoastră și de facilitățile pe care le asigurați dumneavoastră, dar și de siguranță. Fiindcă poți să ai orice, dacă n-ai siguranță, nu știi pe care să le pui în ordinea priorităților. Ei, nu știi, poți să ai orice, dar dacă n-ai siguranță, parcă mai tare tragi spre siguranță. Și cred că suntem datori și noi, și în primul rând suntem obligați. Nu suntem datori, în primul rând suntem obligați să facem pentru cetățeni, fiindcă din taxe și impozitele care sunt încasate de la cetățeni, suntem noi plătiți. Deci suntem obligați, nu suntem datori. Fenomenul de tăiere de arbori, da, și eu am observat lucrul acesta, ați avut chiar și zilele trecute, ieri sau la tăiere, ați avut tot la fel tăiere de arbori. Nu intrăm în profunzime pe fiecare caz în parte, în schimb, cred că și noi putem face mai mult, Poliția Națională. Putem face mai mult, știți că s-a schimbat codul Silvii, știți că avem posibilitatea să confiscăm acele mijloace de transport, adică lucrurile sunt, legislativ, sunt puse bine la punct, numai noi trebuie să ne facem datoria și cred că o să insistăm mult mai mult în perioada următoare pe aceste furturi de material lemnos, fiindcă reprezintă o problemă pentru dumneavoastră. Privire la aceste comunități, la această comunitate de rom pe care dumneavoastră spuneți că o aveți aici, să știți că nu neîntâmplător am trimis și acest polițist de la noi spre să se profesionalizeze, să învețe limba romanesc, să poate să știe toate dialectele, fiindcă vom avea nevoie de un om care să lucreze în comuna dumneavoastră și care și să știe tot ce se comunică în aceste comunități de romi. Da, într-adevăr, noastră reprezintă o problemă, în schimb vom lucra împreună și vă asigur că vom face ceva să nu mai avem acest sentiment de nesiguranță și că dictează în comună altcineva decât legea. Fiindcă noi suntem organ al administrației publice și atunci trebuie noi să îndeplinim atât în ceea ce privește în materie penală, cât și în materie contravențională, să ne îndeplinim sarcinile așa cum sunt stabilite de legiuitor. Cu privire la întâlnirile dintre Poliția Locală și Poliția Națională, eu cred că aceste întâlniri nu trebuie programate. Aceste întâlniri trebuie să fie, să intre într-o nouă etapă, adică ei trebuie să se întâlnească permanent, să comunice permanent, să lucreze permanent împreună. Am un exemplu de relaționare cu Poliția Locală și cu Poliția Națională, cei de la Ștefan cel Mare. Aceea am perceput eu acum, la nivelul ăsta. Vă spun că este extraordinar, adică noi acolo unde avem probleme, Poliția Locală un pic mai aproape de comunitate, ne mai furnizează anumite date, știu mai bine fenomenele în anumite zone, e clar că această colaborare nici nu trebuie să o impunem noi. Ea vine de la sine. Dacă vrem să avem rezultate. Așa nu vom avea nici noi separat. Nu văd lucrurile. Eu le văd numai împreună. Poliția Locală. Munca de prevenție, să știți că pentru anul 2017, într-adevăr, munca de prevenție reprezintă o prioritate. Fiindcă, vedeți și dumneavoastră, sunt mai multe costuri la a descoperi, a soluționa anumite infracțiuni, decât a preveni. Este mai bine să previi ca să nu ai ce să soluționezi, fiindcă ai mai multe costuri, pagubele sunt mult mai mari, atât a persoanei prejudiciate, cât și a instituțiilor care veghează la înfăptuirea justiției. Și atunci este bine să ne axăm pe prevenție, este un mesaj care ne-a fost dat și de către doamna ministru. Am fost la o ședință, la o videoconferință cu doamna ministru și același lucru se ridică și la nivel național. Deci lucrăm foarte mult pe munca de prevenție și ceea ce am constatat la dumneavoastră, să știți că eu cred că vom avea succes.
la auto, la fel, care circulă prin comună, deci ține de munca de prevenție. Noi o să ne implicăm mai mult și o să lucrăm mai mult la, cu privire la patrulele intercomunale, care le-a ridicat și domnul consilier. Am avut o perioadă în care am făcut aceste patrule, le facem în continuare, să știți că nu este, o să le mai mutăm un pic, fiindcă noi le făceam la anumite ore, o să le mutăm și la ore mai târzii. Într-adevăr, avem patrule intercomunale și să știți că o să angrenăm și cei de la jandarmi, o să ne ajute și cei de la jandarmi, chiar am vorbit și cu cei de la detașamentul de jandarmi de la Onești, fiindcă au și ei aici niște patrule pentru paza conductei. Și atunci ne vom sincroniza în niște activități comune, că asta e important, să desfășurăm activitățile comune, să facem acțiuni comune, poliție locală, jandarmi, poliție națională, fiindcă suntem o forță când lucrăm mai mulți pe același segment. Și separat, nu cred că dăm randamentul necesar. La furturile, după cum, pe timp de vară, o să luăm măsurile atunci când vom ajunge să la momentul respectiv. Ascultați. Așa și da, într-adevăr, aveți dreptate că acum dacă nu mai o să fure pădure, fură pom, butuci de vie, pom fructifer. E dezastruos pentru cetățean. Fiindcă acolo este existența lui, acolo este sursa lui de venit, este dezastruos pentru cetățean lucrurile acestea. Era dezastruos și înainte când se furea pădure și este dezastruos și acum când sunt asemenea furturi. Cu privire la atelaje. Păi, cred că dacă vom lucra împreună, cred că vom avea și rezultate. Adică dacă dumneavoastră o să ne sprijiniți în modul în care veți putea identifica o locație în care să putem să depozităm aceste atelaje pe care o să le confiscăm, fiindcă avem codul rutier care ne specifică faptul că nu are voie cu atelajul pe drumurile naționale când atelajul îi se poate confisca. Avem lege legată de noile modificări din codul Silving în care spune dacă transportă material lemnos fără documente cu atelajul, se poate confisca atelajul. Adică avem legislație, dacă vom lucra un pic mai eficient și dacă dumneavoastră, fiindcă singura problemă care se ridică aici este depozitarea acestor atelaje. Dacă dumneavoastră ne veți ajuta pe depozitarea acestor atelaje, cu siguranță poate, adică cu siguranță vom lucra mai bine și pe acest domeniu, fiindcă atunci când se vor vedea că li se va confisca atelajele cu care transportă bunuri furate, cu care transportă material lemnos furat, atunci cred că prevenția va fi mai eficientă din punctul meu de vedere. Cu cei de la drumurile naționale care patrulează pe zona dumneavoastră, într-adevăr, o să discut și cu șeful serviciului, fiindcă ei se subordonează serviciului rutier și, într-adevăr, o să încercăm să fie un pic mai proactiv în activitatea pe care o să o desfășoare ei. Eu am speranța că, și nu o să intru în profunzimea problemelor, fiindcă nu vreau să monopolizăm această activitate a dumneavoastră, această ședință pe care o aveți dumneavoastră. Eu ce vreau să vă garantez că voi face tot ce este omenește posibil din funcția pe care o am și cu responsabilitatea pe care o am să îmbunătățim lucrurile. Nu se vor putea face peste noapte, dar împreună cred că vom reuși să ajungem să obținem rezultate, să vadă de unde am plecat și să vadă unde ajungem. Și garantat voi veni într-o ședință, după o anumită perioadă de timp, voi veni într-o ședință a Consiliului Local la dumneavoastră să vedem de unde am plecat și ce am făcut
Eu cred că dacă lucrăm cu bună credință atât noi cât și dumneavoastră și cu responsabilitate pe fiecare, pe competențele pe care pe fiecare dintre noi, pe competențele pe care le avem, și o să fie foarte bine. Și ca să nu, lucrurile să nu fie numai la nivel de vorbe, vă spun cam ce am rezolvat în perioada asta de 3 luni de zile de când am venit la conducerea Poliției Onești. Am avut o problemă pe raza municipiului Onești legată de niște spargeri de locuințe, cu un mod de operare deosebit, în care se furau numai bani și bijuterii și autorul este arestat. S-au rezolvat problemele, au fost foarte multe spargeri de acest gen, mai ales la apartamentele la parter. Am avut o problemă legată de niște activități tot la fel ilegale desfășurate de o comunitate din Ștefan cel Mare, de un, așa cum ziceți dumneavoastră, un clan, un grup. Așa, la fel, sunt în arest, s-au rezolvat problemele. Vis-a-vis de asigurarea climatului de ordine publică la manifestările ce au avut loc pe sărbătorile de iarnă, știți că probleme deosebite erau la, în comuna Oituz cu acele manifestări de anul nou și cu data de 2 ianuarie, când se spărgeau acele capre. După nu știu câți ani s-au desfășurat în condiții corespunzătoare, nu am avut incidente, totul a fost ok și cred că dacă vom merge cu profesionalism și cu bună credință, și eu vă asigur de buna mea credință, eu cred că vom avea rezultate și la nivelul comunei dumneavoastră. Să încercăm să-i formăm foarte bine pe acești polițiști care au fost încadrați din sursă externă. Vă asigur că aveți aici un șef de post din ceea ce știu eu, bine pregătit profesional. Deci este foarte bine pregătit profesional. Poate anumitele sincope care au fost în comunicarea între dumneavoastră și Poliția Națională, respectiv postul de poliție, poate le vom înlătura, eu sunt sigur că le vom înlătura din momentul de față și plecând de la buna credință, cred că sigur vom realiza lucruri pozitive și ăsta e mesajul care trebuie să dați și cetățenilor comunității. Fiindcă nu degeaba suntem aici, suntem pentru siguranța cetățenilor localității. Cam atât, vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc și pentru înțelegere și vă asigur de buna mea credință, vă asigur că orice probleme pe care le aveți și vedeți, fiindcă dumneavoastră, prin cetățenii localității, rugămintea mea este să monitorizați activitatea noastră. Fiindcă asta este foarte important. Și acolo unde vedeți că sunt anumite derapaje, poate nu cu rea credință, poate sunt anumite scăpări, rugămintea mea e să mă sesizați, să ne sesizați, atât șeful de secție. Șeful de secție am scos funcția la concurs, momentan nu s-a înscris nimeni, o să mai scoatem încă o dată, o să vedem cum o să putem să acoperim aceste funcții, fiindcă e clar, la nivelul Poliției Române, ați văzut și dumneavoastră, e un deficit de cadre, încercăm să soluționăm aceste deficite de cadre, dar v-am zis, este foarte important să avem și polițiști bine pregătiți profesional. Asta e foarte important. Și să înțeleagă ceea ce, menirea pentru care își desfășoară activitatea, respectiv siguranța cetățeană. Deci eu vă mulțumesc și da, toată încrederea. Da, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru expozeul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Și acum nu că vreau să vă flatez, dar sunteți primul comisar șef care vine în comunitatea noastră la o ședință de Consiliu Local, din care eu am priceput foarte bine mesajul dumneavoastră, că din păcate la celelalte întâlniri a fost Deni Vidivici, venit, văzut, plecat. Rezultate nimic. Și eu am mare încredere, pentru că din ceea ce ați expus dumneavoastră și rezultatele pe care le aveți, vă califică și cred că cu siguranță vom avea o colaborare extraordinară. Eu sunt sigur de acest lucru, pentru că, încă o dată, repet, stau de vorbă cu un om care, cum spun românii noștri, calcă pe fapte și nu pe vorbe, nu numai pe vorbe.
În ceea ce privește, încă o dată, sprijinul meu ca și primar, ca șef al administrației publice locale și al Consiliului Local, îmi dau voie să îmi arog acest drept să vorbesc și numele lor, va avea tot sprijinul postului de poliție Coțofănești. Și când spun acest lucru, eu nu mor de dorul șefiei. Eu insist la întâlnirile de luni, poliția mea locală, primarul, șeful de post cu Poliția Națională, o oră, indiferent care este, să vedem ce s-a întâmplat într-o săptămână cu lună și chiar de mai multe ori, dar cel puțin o dată pe săptămână, să vedem ce s-a întâmplat într-o săptămână, de ce măsuri trebuie să luate, pentru că diferă de la caz la caz. Ceea ce spuneați dumneavoastră și explicați foarte bine, hoții schimbă metodele de fur, de acțiune, așa. Și noi trebuie să ținem pasul cu hoții. Sau, că hoții totdeauna scot un pas înaintea noastră, câteodată. Și este foarte bine să facem lucrul ăsta. Încă o dată, eu nu, niciodată nu m-am crezut șeful postului de poliție, nici șeful postului de poliție nu se poate crede șeful meu. Sub nicio formă. Eu vreau să am o relație corectă de colaborare, de relaționare și, până la urmă, rezultatul să fie efectele acțiunilor noastre, să fie spre bine și nu mai spre rău. Pentru că, iar, ceea ce citesc din dumneavoastră, suntem plătiți din bani publici, facem parte din același minister, în Ministerul Administrației și Internelor, avem același ministru și acest ministru ne-a transmis că munca de prevenție este foarte importantă și eu marșez pe acest lucru, vreau să focalizăm toate acțiunile pe munca de prevenție, pentru că nu ascund faptul că nici justiția nu vă ajută prea mult, ca mulți infractori pe care i-a dus cu fapte, cu infracțiuni destul de elocvente, fur calificat, pe timp de noapte, în formă continuată. Da, și n-a venit să a ajuns polițistul la post și el era deja bea bere la cărciuma, pe zedon, și râdea în nas. Eu știu și aceste lucruri, le cunosc și pe acestea, pentru că, din păcate, avem aceste probleme, dar, dacă conjugăm efortul, încă o dată, mă repet, avem rezultate. În ceea ce a spus dumneavoastră, avem locuințe pentru cei care doresc să stea aici. Locuințe nu la un kilometru de postul de poliție, la 5 minute de mers pe jos. Am locuințe acolo la Ariman, la Maricica Lucășoneanu, băiții ăștia știu, lor le spun că dumneavoastră nu-i cunoașteți. Am locuințe numai să vor să stea și să vor să muncească. Dacă vor voi să fac acest lucru, eu nu vă ascund că i-am ajutat și cu combustibil pe poliție. Asta n-am spus, o spun acum, nu mă ascund. Deși nu e prea... Ia-mă, și ajuns și în continuare. În cazul care, că așa se mai întâmplă. Nu va fi nevoie, fiindcă avem combustibil. Nu ascund, că n-au avut nevoie, am punct la dispoziție și mașini și așa mai departe. Deci avem locuințe unde să stea, dacă vor să stea. Vor sta, vor... Avem spațiu de depozitare a atelajelor, dar au și dumnealor, pentru că pe TTR-ul, în spate, acea porțiune de teren nu sunt proprietari, încă nu sunt proprietari de drept. Și mai bine păzite ca acolo, unde sunt porți cu lacăt, lângă postul de poliție, nu. Dar avem noi aici, putem băga 30 de ateliaje în curtea noastră. Avem porți metalice, am poliția locală, îi pun să stea 24 de ore în 24 să păzească. Dacă vom trece la aceste acțiuni de confiscare a atelajului, amenzi, trimiși în judecat, trimiși la parchet, e faptele penale vorbesc, nu fără abuzuri, absolut. Nu, dar nu se cer niciodată lucrul ăsta, nici un funcționar la mine nu cer. Dacă facem lucrul ăsta, deja vor ști că această comună este stăpânită de cineva și anume de cei în drept care să aplice legea. Și atunci îi vom descuraja. Dacă nu vom face acest lucru, ne vom întâlni că la dumneavoastră peste 3 luni de zile și ne vom plânge unul pe omărul altuia cu aceleași probleme, cu aceleași, sau poate chiar mai rău, și așa vor fi. Și dacă nu se oprește, mă scuzați, lemnul pe care îl confiscă, sper să confiște lemnul ăsta de la pont. Vreau să vină la comuna Coțofănești, dacă țiganul este de la Coțofănești, automat a luat lemnul de aici, nu le-a furat nici la Urechești, că pe la Urechești trece, l-a ajut vânt, că acolo e vadul lor, nici la Căiuți, nu le-a furat de la Căiuți. Deci din proprietățile oamenilor din Coțofănești. Vreau să fie dus aici, am aici în cap 300 de metri cu 400 de metri cu am 100 de metri. Cu proces verbal de confiscare, cu predat primit, nu vreau să-mi însușesc eu niciun lemn, îl dăm eventual păgubitului dacă îl știm și îl găsim. Adică, dacă oamenii vor vedea acest lucru, vor spune, da, oamenii ăștia în felul vor să facă. Și am o să pomenesc și numele dumneavoastră, domnule, a venit un domn
comandant de poliție la Oneșu, care, într-adevăr, am încercat și am pornit căruța din loc. Și nu numai cu domnul comandant, ci cu subordonații dumneavoastră. Eu sper că va fi de bun augur întâlnirea noastră și vă așteptăm cu mare drag și mai repede, oricând doriți dumneavoastră, să veniți. Iar pe cei de la poliția, acum nu o să mai aibă scuze, pentru că sunt patru, vor fi patru când vor veni de la. La fiecare ședință de Consiliu Local aș dori nu să mă păzească pe mine, să vadă ce s-a mai întâmplat, sau măcar să ne informeze ce s-a mai întâmplat în comună, ce mai știu eu, ce mai știe dumneavoastră, ce acțiune am trebuit împreună noi cu dumnealor și să știe Consiliul să poată transmite mai departe cetățenilor, ca cetățenul deja să simtă acea siguranță, acel dram de siguranță de care are nevoie, pentru el și pentru bunurile lui. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc toate cele bune. Și apropo de aceste ședințe și astea, n-aș vrea să fie formaliste. Adică să le facem numai de drag de a fi ședințe, fiindcă asta am vrut să și spun. Ori de câte ori va fi nevoie, întâlnirile vor fi între autoritatea locală și poliția pe fenomen, pe problemă, de rezolva problema. N-aș vrea să așteptăm o săptămână și noi să avem nevoie în ziua de luni să ne întâlnim, să vedem cum putem să ne facem treaba. Adică nu să, să dăm o notă de formalism și atunci să ne să ne acoperim de hârtie. Și vai, patru ore, nu le punem de hârtie. Exact. Exact. Ne, le discutăm între noi, vedem ce probleme se ridică zilnic, le discutăm zilnic, colaborăm între noi. Asta e o colaborare foarte bună. Vin cetățenii în audiență la dumneavoastră. Păi cetățeanul pleacă, trebuie să plece lămurit, să duce de la dumneavoastră, că merge la postul de poliție. Stă de vorbă cu șeful de post, discutați împreună, vedem ce putem face, vedem ce puteți face dumneavoastră, vedem ce putem face noi. Și atunci cetățeanul vede că ambele instituții lucrează în favoarea sa. Deci așa vreau să lucrăm, nu să ne cramponăm că trebuie să ne întâlnim la sfârșit de săptămână și să vedem ce am făcut și ce n-am făcut. Nu. Apare un fenomen, apare o problemă, ne-am întâlnit, am făcut demersurile împreună, am încercat să soluționăm problema, am luat măsura care se impune. Referitor la ce spuneați dumneavoastră cu materialul lemnos, automat că dacă sunt pomi fructiferi și nu-i esență de material lemnos din pădure, automat că se va întoarce la proprietar. Adică ăla se va, deci ăla se va întoarce la proprietar, e legal, e cadrul legal, fiindcă el se întoarce la proprietar. Dacă este material lemnos care este din pom fructiferi și nu din esențe ce se găsesc în pădurea comună sau pădurea privată. Da? Vă mulțumesc încă o dată pentru toată deschiderea dumneavoastră și aveți pe sumă și urmă. Mulțumesc frumos. Domnul comisar Cep, și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Cu mare drag. Vă dorim o zi bună și toate cele bune și succes în activitate. Să trăiți. Să trăiți. Să trăiți. Mai multă dată. Vă mulțumesc încă o dată. Bună ziua. La revedere. Drum bun. La revedere. Să ne dați trăiți, domnule. Să trăiți. Da, spun că și le-a vizit cei doar doi care au venit la orașul și iar rămâne o perioadă singură și e făcut ăsta. Dar unde plec? Păi, sincer, știu mie ministerul. Dar nu stau mult, vreo 6 luni. Nu stau mult, 3 luni, 6. Băi, eu vă l-aș întreba la început, mi-a spus că pleacă și ăștia doi. Nu, stați. Știți că au contract 3 ani. Da, dar pleacă la studiu. Băi, ce se întâmplă? Față de mie. Acum vreau să caut și o concluzie. Eu vă dat pe ceea ce am spus. Eu am încredere în acest domn comisar șef, în mod sincer am încredere, pentru că mi-a inspirat mie așa încredere, nu știu ce, feeling-ul meu. Și acum, ca să ne întoarcem la oile noastre, totdeauna am fost criticat și pe uneori pe nedrept. Eu am recunosc că am fost criticat și pe nedrept, că nu m-am implicat prea mult. Dar ați văzut, suntem singura comună în care a găsit situații de astea și încă nu am scos toate dosarele, în care a găsit pază de noapte în cărănesc, în care a găsit dosare cu rom problemă, în care a găsit dosare cu adrese, în care a găsit, nu găsește nicăieri, și deschiderea pe care, că au spus-o dumneavoastră, eu n-am avut nicio treabă, am prima dată când l-am văzut pe dumneavoastră. Deci eu m-am implicat și am făcut tot ce am putut. Și n-aș vrea să fiu tăvărit pe nedrept de către dumneavoastră în fața cetățenilor, pentru că nu merită.
merit pentru că eu m-am strufocat ca să fac lucrurile astea bine în comună și niciodată nu mi-am dat mâna cu infractorii și cu oții, sub nicio formă, indiferent de situație, nu mi-am dat mâna cu ei. Nici pentru avantaje materiale, nici financiare, nici de orice fel. Deci aș vrea să se înțeleagă bine, pentru că eu am făcut tot ce este posibil ca lucrurile să meargă bine în comună. Moștenesc o comună, o moșterim împreună cu această etnie romă, trebuie să ținem situația sub control și numai așa o vom ține în momentul când avem cu cine să colaborăm. Și acest om, încă o dată repet, îmi inspiră încredere și sper că peste 3 luni de zile când va veni, îl voi spune, domnul comisar șef, n-am primit niciun lemn confiscat în curte, deși livada, livezele stai în continuare. Nu am patrulat niciodată că n-au venit să facem grafic. Nu. Sună oameni la 112 și ăștia le răspunde urât, că nu se duc. Sau fură, îi fură, îi sparge beciul, sau îi sparge grajdul și se duce după 4 zile sau după 10 zile. Deci eu voi spune lucruri pe nume. N-am oferit de nimic, nu am oferit niciodată. Și totdeauna voi spune lucruri pe nume, deși eu m-am pus totdeauna câteodată am fost privit cu oi grei de o parte din dumneavoastră de la poliția. Eu am spus lucrurile pe mine totdeauna. Nu numai aici. Și la ONE, și la secția Căiuți, cum am întâlnit, și la Bacău, la prefectură. Nu mi-a fost frică niciodată, nici către prefect, nici către comandantul de poliție. Niciodată. Eu am spus așa lucrurile cum se prezintă și nu altfel. Pentru că așa mi se pare normal, că dacă ne ascundem lucrurile sub preș, niciodată nu se vor rezolva. Cu asta închei și zic să trecem la... Domnul primar, aveți cuvântul pentru raportul anual al primarului comunii Cotroceni și privind starea economică, socială și de mediu comunii 2017. Pentru 2017. Poftiți. Ca să nu mai idealez după ce ascultat, vă respect, deci în continuare am... Da. Da. Mergeți sănătos, la revedere. Da. Raport anual privind starea economică socială de mediu a Comunii Cotroceni, județul Bacău pe anul 2017. Având în vedere prevederile articolului 68 litera D din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 pe 2001, primarul în calitate pe care o deține de șef al Administrației Publice Locale, are obligația de a informa Consiliul Local de buna funcționare a acestuia și trebuie să prezinte anual sau ori de câte ori este nevoie o informare privind starea economică socială a Comunei. Ca repere pentru o prezentare cât mai edificatoare stării economice sociale a Comunii, ne-am folosit de legea numărul 215 pe 2011, cu completările și modificările ulterioare, situațiile statistice de la nivelul Consiliului Local, date furnizate de PTTR, un dispensar uman, dispensarul veterinar, precum și alte date puse la dispoziție secretarul Consiliului Local al Comunii Cotroceni și domnul Manea Vasile. Raportul cuprinde următoarele părți componente generale care caracterizează Comuna Cotroceni și administrația publică locală, starea economică socială a Comunii Cotroceni, aspecte privind apărarea localității, a ordinii și liniștii publice locale a cetățenilor comunei. Pornind de la problemele enumerate mai sus, vă propunem să trecem la parcurgerea lor punct cu punct. Comuna Cotroceni este una din cele 87 de comune care ce alcătuiesc județul Bacău, având următoarea poziționare geografică. Se află în partea de sud-vest a județului Bacău, delimitare prin hotar convențional prin pădurea Luțică de comuna Câmpuri din județul Vrancea, la sud de terenul agricol al Sascutului, la vest de terenul agricol în dealul Bâlcii și Borșanului, ce face delimitare Comuna Cotroceni Căiuți. Comuna Cotroceni este străbătută de drumul național 11 pe o lungime de 2,5 km, fiind străbătută de următoarele drumuri comunale, DC-117 Borșan-Cotroceni, 2,1 km, DC-117A Bâlca-Cotroceni, 4,1 km, DN-11A Tămășoaia, 1,7 km. Comuna Cotroceni are o componență în satele Cotroceni, Bâlca, Borșan, Tămășoaia și Boiștea de Jos. Comuna însumează o suprafață de 67 km, echivalentul a 6.636 hectare. Din această suprafață, 1.452 hectare reprezintă terenul arabil, ca urmare a apariției legii 18/91, a fost reconstituită în proprietate particulară 3.408,22 hectare, din care agricol 1.700 hectare, iar 1.736,26 hectare vegetație forestieră, diferența fiind reprezentată terenuri neagricole, curs, construcții, drumuri. Intravilanul Comunei Cotroceni însumează o suprafață de 199 hectare, fiind formată din Cotroceni 72,2 hectare, Bâlcă 56,1, Borșan 48 hectare, Tămășoaia 19 și Boiștea de Jos 2,1 hectare.
Populația comunei Coțovănești la ultimul recensământ este de 3, a fost de 3252 de locuitori, din care 1713 femei și 1539 bărbați. Alături de populația majoritară de români, pe teritoriul comunei mai conviețuiesc 1261 de romi, lingurari și țigani nomazi și un maghiar. În ceea ce privește numărul gospodăriilor, acestea se găsesc în total de 1198. Pe sate, situația se prezintă astfel. Coțofănești 425 gospodării, Borșanul 346, Bârca 342, Tămășoaia 124 și Boșta de Jos 12 gospodării. Pe teritoriul comunei Coțofănești există o serie de obiective care își desfășoară activitatea economică socială, în care amintim sediul Consiliului Local, oficiul PTTR, Rom Telecom, Onești, școala cu clasele generale 1-8 Borșan, întemeiată în 1902, școala cu clasele 1-4 Bârca, întemeiată în 1898, școala Tămășoaia, testată în 1919, Calăcașă de cult, amintim Biserica Sfântul Gheorghe, comună sat Coțofănești, atestată documentară în 1592, odată cu scrierile lui Cantemir, dacă vă interesează, găsiți aici pe acolo primariei. Biserica din Bârca, construită în anul 1802, Biserica Pogorârea Sfântului Duh din satul Borșan, atestată în anul 1841 și Căminul Cultural și Casa Cultului Pentecostal, construită în anul 1997, Coțofănești, plus Casa Cultului Pentecostal, construită la Tămășoaia. Harta CFR Bârca, întemeiată în 22 iulie 1884. Căminele culturale Coțofănești, Borșan, Bârca și Tămășoaia, Biblioteca Comunală Coțofănești, cu sediul Căminului Cultural Coțofănești, care poartă denumirea Biserica Gheorghe Safta Dumitrescu. Dispensarul uman construit în anul 1937, dispensarul veterinar construit în anul 1972, adingenția Ceconești, postul de poliție Coțofănești, Comuna Coțofănești, în afară de DN11 și drumuri comunale, mai este străbătută și de calea ferată din direcția sud-est-nord-vest și de rețele electrice de înaltă tensiune, între care amintim linia de înaltă 110 kV Focșan, linia de înaltă 220 kV Barboș, linia de înaltă 400 kV Mârdan și de o rețea de joasă tensiune care alimentează inimărătul public și cazii, precum și o magistrală de transport gaz, metan și alte conducte ce se îndreaptă spre rafineria Onești. Spre centrul comun convert cele patru drumuri comunale. Date privind administrația publică locală. Administrația publică locală se întemeiază conform al legii administrației publică locală numărul 215/2001, cu modificări și completările ulterioare, prin consilii locale ca autorități deliberative și primari și ca autoritate executivă. Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și au menirea să rezolve treburile publice ale comunității conform prevederilor legii mai sus menționate și a altor legi și ordonanțe ale guvernului legate de activitatea administrațiilor publice locale. Consiliul local Coțofănești are în componență următoarea alcătuire. Conform a legii locale din 10 iunie 2016, Partidul Social Democrat, 8 consilieri, PNL, în forma nouă, 4 consilieri și Partidul Mișcarea Populară, 1 consilier. Exceptând cei 13 consilieri conform noi legi ale administrației publice locale numărul 215/2001, mai funcționează în cadrul Consiliului Local și un reprezentant, fără drept de vot, reprezentant al satului Boștea de Jos, domnul Maga Ilie. Iar în perioada imediat următoare va trebui să vină în Consiliul Local și un reprezentant al satului Tămășoaia, care mi se pare destul de important, pentru că e un sat destul de mare. Bâlcare. Autoritatea publică locală alcătuită de un organ deliberativ, respectiv Consiliul Local și Executiv, Consiliul Local și Executiv format din primar, viceprimar, secretar și aparatul propriu de execuție, conform legii numărul 88/99, și exercită atribuțiile ca funcționari publici. Acest lucru dându-le o stabilitate pe post, evitându-se astfel fluctuațiile de personal în raport cu schimbările politice. Astfel, ca funcționari publici, în cadrul primării comun Coțofănești fac parte următoarele persoane: secretar, contabil, referent de agent agricol, consilier asistent social, referent asistent social, consilier casier, consilier urbanist, cu referent operator rol, consilier achiziții publice, consilier registru agricol, inspector protecție civilă, bibliotecar, 4 polițiști comunitari, guard și un paznic de pășune în urmă. În ceea ce privește modul cum au fost duse la îndeplinire hotărârii Consiliului Local Coțofănești de către executiv, acestea au fost duse la îndeplinire în totalitate, exceptând cele ce nu au putut fi duse la îndeplinire în cauza lipsurilor fondurilor bănești, adică fondurilor financiare. În perioada 1 ianuarie, 31 decembrie 2016, primarul Comunei Coțofănești, Viorel Olariu, a emis un număr de 1145 dispoziții care au fost duse la îndeplinire în totalitate, acest lucru datorându-se faptului că toate au fost emise în temeiul legii.
Pe ansamblu, cu excepția problemelor menționate mai sus, putem spune că activitatea administrației publice locale a Comunului Comunist s-a desfășurat în bune condiții, neexistând deficiențe majore pe întreg parcursul anului 2016, totuși existând loc și de mai bine. Raport anual privind activitatea de gospodărire, investiții și achiziții pe anul 2016. În anul 2016, fondurile bugetare alocate de la Ministerul Finanțelor pentru cheltuieli cu bunuri, servicii și salarii și cele la Consiliul Județean pentru investiții nu au fost suficiente pentru că am avut în derulare un proiect foarte mare de investiții, asfaltare drumuri cu finanțare guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, la care ar trebui să asigurăm cu finanțare la bugetul local. Iar din aceste motive am apelat la un împrumut bancar pe care vom returna în 60 de luni. Bugetul de anul trecut, ca și cel din anii anterior, deși nu este niciodată suficient, a fost administrat cu mare răspundere și eficiență de către executivul Comunei Coțovănești. Fondurile de încasări proprii au crescut ca urmare a implicării personale în colectarea amenzilor, taxelor și impozitelor și sperăm că și în viitor ele să mai crească. Din acest an a fost introdusă taxa de salubritate pentru ridicarea gunoiului. Cetățenii comunii au înțeles că este o obligație europeană, au achitat această taxă și nu a fost nevoie să utilizăm sume din bugetul local pentru achitarea acestei taxe către Romprest. Cu acest buget, conducerea comunii a reușit să rezolve majoritatea problemelor evidente pe teritoriul comunei și să pună în practică proiectele avute pentru anul 2016 în instituțiile și pe teritoriul comunei Coțofănești conform cu legislația nouă din domeniul achizițiilor publice, legea numărul 98/2016 a achizițiilor publice, împreună cu normele de aplicare din hotărârea Guvern a României numărul 395/2016 și legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Anul trecut, fiind un an electoral cu posibilitatea schimbării mandatului primarului și consilierilor, s-a urmărit ca din bugetul alocat în anul 2016 să se achite mai întâi datoriile din anul anterior, pentru ca a nu fi preluate de noua eventuală administrație și abia apoi s-au angajat noi cheltuieli cu investiții, bunuri și servicii. Iar la momentul actual nu înregistrăm arierate datorii mai mari de 90 de zile. Deci am căutat să achităm tot ce aveam de achitat pentru anul. Dacă se schimba conducerea, să nu se pomenească de greaua moștenire. Pentru, adică eu totdeauna stau cu capul pe mâini și cu picioarele în pantofi. Pentru buna desfășurare a procesului electoral s-au achiziționat cabine și urne de vot pentru toate cele patru secții de votare de pe teritoriul comunei, votarea desfășurată în bune condiții, transparent și fără incidente. Acum vom prezenta instituțiile publice pe rând cu investiții, dotări, necesități. La primăria Coțofănești, după cum bine știți, în anii anteriori, clădirea primăriei a fost renovată și modernizată, transformând instituția într-un loc modern, estetic, în care activitatea se desfășoară în cele mai bune condiții și toată lumea care trece prin pragul instituției remarcă că este un loc plăcut și curat. În anul în care a trecut, am reușit să construim un nou birou prin care am separat asistența socială de registrul agricol în vederea desfășurării optime a activității în instituție. Se are în vedere extinderii primăriei cu încă un birou pentru poliția locală și o bucătărie care să facă legătura între primărie și căminul cultural, fiind utilă la desfășurarea activităților specifice din cadrul căminului cultural, cât și a angajaților primăriei. Deci știți foarte bine că nu aveam, foloseam biblioteca aici și era un loc foarte urât. Când aveam anumite evenimente, fie cu unii civile, fie în nunți, fie cu metrii, foloseam biblioteca ca și bucătărie. În acest moment există trei autoturisme ale instituției pentru primar, viceprimar și poliția locală, acestea fiind obținute prin donații de la alte instituții guvernamentale care la momentul actual sunt depășite moral fiind uzate. De fapt, mai funcționează una. Dacă se vor identifica fonduri, se are în vedere achiziționarea unui autoturism în acest an, mașinile fiind foarte utile în desfășurarea în bune condiții activităților specifice. La ora actuală există 4 angajați la poliția locală care împreună cu cetățenii ce asigură paza încearcă să stopeze furturile și alte abateri de la legislație ce se comit în comună. Angajaților poliției locale s-a achiziționat ținută specifică și anul trecut doi dintre ei au făcut cursuri specifice de polițiști locali conform legislației în vigoare, fără de care nu vor mai putea îndeplini această funcție. Pentru buna desfășurare a activității instituției s-au achiziționat consumabile necesare, hârtie, dosare, plicuri, etc. S-au achitat prestările de servicii, telefonie, internet, asistență, softuri, întrezirea echipamente, etc. S-au reparat rafturile în arhiva instituției, întărindu-se cu elemente metalice pentru a putea susține greutatea documentelor.
pentru asigurarea transparenței în activitatea Consiliului Local. Am avut încheiat un contract de prestări servicii de filmare a ședințelor Consiliului Local, contract pe care îl vom reînnoi și în acest an, domnul prezent de față. Pentru prevenirea și stingerea incendiilor s-au verificat și încărcat filmatoare, s-au achiziționat câteva materiale necesare de desfășurarea activității, inclusiv și o motopompă care a fost folosită anul trecut în două situații pentru evacuarea apelor. Am avut cazuri în care a trebuit să tragem apa din curțile oamenilor. În exteriorul primăriei s-au reparat întreținuturile făcute acolo unde au fost cazuri, băncile, gardurile și diversele leagăne din parcul comunal. S-au achiziționat primăvara și toamna flori și ghivece cu flori pentru înfrumusețare. S-a făcut curățenia de primăvară, iar pe parcursul anului, ori de câte ori a fost nevoie, s-a întreținut curățenia exterioară prin cosit, plundere, gardurile, măturat, igienizat și orice a fost nevoie pentru un aspect plăcut și curat al împrejurimilor instituției. S-a achiziționat lemne de foc pentru centrala tehnică, s-a debitat și s-a aranjat în magazia de lemne și s-a trimis lemn de foc către câțiva cetățeni nevoiași ai comune. S-a asigurat verificarea centralei termice și serviciul ori de câte ori a fost nevoie. Centrala termică în ultima perioadă a avut o serie de defecțiuni și dacă vom avea fonduri suficiente, intenționăm să achiziționăm o centrală termică nouă care va servi de servicii primăria și căminul cultural Coțofănești. Pentru anul în curs am dorit să stopăm furturile și diversele infracțiuni, să contribuim la siguranța și liniștea cetățenilor prin conlucrarea între poliția locală și cea de stat și prin utilizarea sistemului de camere de supraveghere care a fost de ajutor în depistarea unor infracțiuni. În alu și facem da, dacă vreți să intrăm pe acest subiect, o să vă spun mai multe. Bineînțeles că investițiile mari sunt tot la primărie, cele mari, de renovări, de construcții noi, grădini, școli și așa mai departe. Pentru că școlile sunt ale noastre, ale primăriei, ale Consiliului Local. Prin Consiliul Local se vor mai derula doar investițiile. Anul trecut am realizat un pod de acces la școala Tămășoaia, pod din beton armat foarte solid, care asigură accesul mașinilor de mare tonaj pentru aprovizionarea lemne și vitanjare, etc. S-a monitorizat activitatea desfășurată, dacă în timpul vacanței de vară s-au făcut toate reparațiile curente, dacă s-au igienizat toate sălile de clasă, holurile, dacă s-au verificat și reparat unde a fost cazul coșurile de fum, gheaburile, grupurile sanitare și magazinele de lemne, dacă s-au întreținut curățenia exterioară prin cosit, tunderea, garbiu, măturat, etc. Anul trecut s-a tras curent electric la baza sportivă, s-a repartat cu resurse proprie gardurile la școlile din comună, s-a asigurat transportul școlar al elevilor între localitățile comune, dispunând la ora actuală de două microbuze funcționale amândouă. S-a monitorizat asigurarea aprovizionării cu lemne pentru încălzirea a tuturor școlilor și a acordat sprijin și ajutor ori de câte ori a fost solicitat de director. Între noi sunt o bună colaborare și cooperare. În acest an vom efectua procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări și vom începe efectiv lucrările pentru construirea unei grădinițe noi cu program normal lângă școala Bâlca prin Programul Național de Dezvoltare Lucrare, PNDL-ul. Investiții ce se va realiza cu fonduri guvernamentale și cu finanțare de la bugetul local. Dorim anul acesta, dacă bugetul ne va permite, să investim în realizarea unui grup sanitar modern la școala Coțofănești, măcar la școala Coțofănești, lucru cerut și de normele sanitare în vigoare și să extindem baza sportivă cu noi terenul de tenis, basket, volei. Cu ocazia sărbătorilor de an, în cadrul sărbărilor de sfârșit de trimestru, s-au împărțit pachete cu dulciuri tuturor elevilor comune. La toate școlile din comună, mai puțin cea de centru, se caută fonduri pentru introducerea încălzirii centrale, pentru că la centru aveam. Cămine culturale. Comuna Coțofănești are 4 cămine culturale în toate statele componente, iar de cursul anului 2016 s-au făcut mici reparații unde au fost nevoie, s-au făcut curățenie și curțile interioare și s-au reparat gardurile. Căminul cultural Coțofănești se renovă în totalitate. Momentan nu mai necesită noi investiții, doar mici lucrări de întreținere. Căminul cultural Coțofănești, în acest cămin vrem să introducem aer condiționat care să asigure un aer respirabil cu ocazia evenimentelor ce se desfășoară în acest spațiu. Sărbări școlare, nunți, cum e zis, și așa mai joare. Construirea bucătăriei se va face, care va face legătură între căminul cultural și primărie, va fi utilă pentru evenimentele desfășurate în cămin, nu știu de care spuneam. S-au lansat nou program național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, prin care dorim să identificăm surse de finanțare europeană pentru a executa lucrări de consolidare, reparații interioare, exterioare și înlocuitele înveditoare la căminile culturale Bâlca, care este dotat cu ferestre și uși de termopan. Pentru căminul cultural Tămășoaia avem proiect pentru consolidare și renovarea lui, rămânând să identificăm sursa pentru fondurile necesare. Căminul cultural Borșan este renovat, complex și nu mai necesită investiții imediate. Biblioteca Gheorghe Dumitrescu, Coțofănești, dispune de cărți de diverse domenii prin care cetățenii le pot împrumuta.
și a beneficiat de programul Biblionet, ce permite accesul publicului la informații prin internet. Cetățenii comuni pot utiliza gratuit computerele primite pentru acces la internet, prin intermediul căruia să caute informații necesare, să se informeze sau să vorbească cu rudele plecate în localitate. La lăcașele de cult din comună putem afirma că în mare parte lucrările de construcție și modernizare a caselor parohiale, a caselor praznicale și a bisericilor s-au încheiat. De acum încolo necesitând doar lucrări de întreținere. Anul trecut am început să cu forțe proprie lucrarea ce va asigura apa la biserica de satul Bâlca și la cetățenii de pe drumul de acces la biserică, lucrare ce va fi finalizată în această primăvară. Am extins acea rețea până la Florin Maga și mai jos, tuma de la Căminul Cultural de Nenu va trebui finalizată în acest an. S-a achiziționat scândura și s-a reparat gardul la biserica Coțofănești, iar în acest an vom realiza un șans de colectare a apelor pluviale de la biserica Bâlca până la Troița. Vorbesc de aici, de la Oglan. Sus, totdeauna când vine apa, rupe drumul. Rupe strada, drumul, dincoace dacă intră în șans, să intră la domnul Oglan acolo și va trebui acel șans, trebuie, până asfaltăm drumul, trebuie făcut șanțul, betonat, făcut calma, să poată prelua și cu ruperi de rid, ca să zic așa. Drumurile comunale, iluminat public, alimentare cu apă. Drumurile comunale și locale. În anul 2016 am finalizat asfaltarea drumurilor din satele Borșan, Borșan și Coțofănești prin proiectul modernizare drum comunal DC117 și drumul local Comuna Coțofănești, de Bacău. Lucrare foarte necesară comune, care pe lângă fondurile la bugetul de stat a necesitat și cofinanțare substanțială de la bugetul local, fiind nevoie să apelăm la un împrumut bancar. Pe parcursul derulării lucrărilor am încercat să ținem cont de toate sugestiile și dorințele cetățenilor comune în măsura în care proiectul tehnic a permis acest lucru. Tot în anul 2016 am reușit să construim un codeț suspendat foarte solid peste pârâul Bâlca, care face legătura între satele Coțofănești și Bâlca în punctul Dallas. Foarte util cetățenilor satelor respective. La restul produrilor și codețelor s-au efectuat lucrări de întreținere și mici reparații, urmând ca în acest an să întocmim documentație, studii tehnice în vederea autorizării de către Apele Române a două poduri de pe teritoriul comunei conform legislației bulgare, așa cum s-a stabilit pe hotărârea Consiliului Local. Știți că am discutat într-o ședință anterioară. În decursul anului 2016, pe drumul din satul Tămășoaie s-a balastat și s-a finisat cu autogredor lucrarea necesară ca urmare a iernii și a ploilor din anul anterior. Pentru a reuși să asfaltăm și acest drum, anul trecut s-a întocmit studiul de fezabilitate, iar anul acesta vom realiza proiectul tehnic care îl vom depune pentru finanțare europeană prin GAL Valea Plutușului sau prin alte fonduri europene. Deci e vorba de asfaltul de la Tămășoaie. Anul trecut, prin forțe proprii, s-au amenajat refugii la intersecția drumului Tămășoaie. Am făcut două parcări stânga-dreapta. Tu erau foarte necesare. Veneau lumea de la Jude, la Unești și era un pericol de accident acolo. Intersecția Tămășoaie cu DN11A s-au încărcat și s-au compactat intrările de la DN11A, de la drumul Gării și drumul ce duce la Puțuri, la Puțurile de Apă, ușurând accesul spre DN. S-a balastat drumul de la Culin, la fostul ceapă Borșan, acolo la Nelu Damian. Și s-a reparat cu piatră cubică drumul de la Toderică la Alecustan, cele ce leagă cele două drumuri paralele. Vrem să întocmim studiul de fezabilitate pentru toate drumurile locale rămase neasfaltate din satele Coțofănești, Bâlca și Borșan, adică de străduțe vorbesc și de cele mai importante vorbesc, ca să încercăm să obținem finanțare și pentru această lucrare. Dacă asfaltăm drumul de la Tămășoaie și toate drumurile locale din celelalte sate componente, putem să fim mulțumiți și mândri că am reușit să asfaltăm toată comuna. În acest an vrem să obținem aprobarea pentru nomenclatorul stradal al comunei și să comandăm și să montăm plăcuțele cu numele străzilor din satele componente ale comunei. Deci ați văzut în alte localități, ne-au luat înainte, fiecare stradă au denumiri. Noi avem o hotărâre al Consiliului Local, va trebui să mai umblăm o dată peste aia, să vedem cu denumirile, poate le mai schimbăm din denumiri și să montăm acele plăcuțe stradale. În ceea ce privește circulația pe drumurile publice în condițiile de iarnă, precum spune că s-a desfășurat în condiții optime, deoarece s-a asigurat, putem spune că s-a asigurat în condiții optime, deoarece s-a desfășurat în condiții optime, deoarece s-a asigurat în timpul material antiderapant necesar, iar utilajele firme de zăpezire cu care avem încheiat contractul de prestări servicii de dezăpezire au intervenit prompt la solicitarea noastră pentru îndepărtarea zăpezii și de pe partea carosabilă a drumului. În ceea ce privește iluminatul public pe parcursul anului 2016, s-a urmărit înlocuirea
lămpilor arse de la iluminatul public, s-a extins iluminatul public până la Sergiu Căldăraru, s-a asigurat iluminatul de la baza sportivă Coțiunești, astfel încât toate străzile și străduțele din satele componente ale Comunii Coțiunești să fie iluminate corespunzător și să se poată circula în siguranță pe drumurile publice. În perioada sărbătorilor de an s-au realizat un altul festival comunii pentru un aspect plăcut de sărbătoare. Festival comunii în centru, de fapt. Dacă identificăm fondurile necesare, dorim ca să începem extinderea rețelei de distribuție electrică din satul Tămășoaie cu aproximativ un kilometru pentru consumatorii casnici și iluminatul public. Aici, ca să vin cu explicații suplimentare, de la Troiță, de la Tămășoaie, toată porțiunea aia este băgată în nou punct al Comunei Coțiunești, este zona construibilă și dându-le voie la oameni să construiască, să reduce și utilitățile. Deci le duci și curent, le duci și apă, le duci și asfalt. Deci până la șosea, până în DR 11, este băgată în travilare. De fapt, un pic mai încoace. Nu, că chiar în DR 11, pe partea stângă, se poate. Deja se construite două case. S-a verificat funcționarea sirenei din comună necesară pentru anunțarea și alarmarea locuitorilor în caz de pericole, calamități, dezastre, etc. Nici în acest an nu s-a renunțat la iluminatul public pentru realizarea din comunii, considerând că circulația din condiții de siguranță pe drumurile publice a cetățenilor comunii este mai importantă. Alimentarea cu apă. În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă din satul Borșan, acesta a fost predat către Compania Regională de Apă Bacău, care asigură CRAB, prescurtat, care asigură bună funcționare acesta și acestuia și încasează contravalorarea apei furnizate de la abonați. În 2016 s-a obținut o nouă autorizație de funcționare de la Direcția Sănătate Publică pentru sistemul de alimentare cu apă al localităților Coțiunești și Bârca, ca urmare a schimbării sistemului de dezinfecție a apei cu ultraviolete cu unul pe clorinare. Nu dă de randament cea cu ultraviolete. Până la momentul actual sunt un număr de 235 de pădării branșate la sistemul de apă, vorbesc de Coțiunești și Bârca, citirea contoarului efectuându-se de două ori pe an, primăvară și toamnă. Anul trecut am extins alimentare cu apă de la casa Milea, drumul Gării, până la casa Mititelu. Era acel cetățean singur acolo și nu avea apă. De la gară și în partea cealaltă până la casa Căldăraru Sergiu. Tot în anul 2016 s-a finalizat execuția rezervorului din magazinarea apei din satul Tămășoaia. Anul acesta vom finaliza lucrarea de alimentare cu apă a satului Tămășoaia, respectiv aducțiunea și captarea achiziției utilaje și racorduri electrice, probe tehnologice. Deci la Tămășoaia va trebui să fim gata cu apa înainte de a începe cu asfaltul și bănuiesc că vom termina. Să vedem acum și bugetul care va fi. Dar eu zic că până în vară oamenii aia trebuie să beneficieze de apă curentă. Activitatea pe pășunat, de pășunat și valorificarea materialului lemnos existent pe pășunea comunală. Comuna Coțiunești de Cene, o suprafață de 560 hectare pășuri, stabilită în urma inventarierii terenului comunei, ce servește ca hrana animalelor pentru specii de ovine, capline, bovine și cabalene. Pe această suprafață, cetățenii comune deținători de animale au scos animalele la pășunat, având obligația achitării taxe de pășunat stabilită prin HCL în funcție de numărul de animale deținute. În toamna anului trecut s-a finalizat întocmirea amenajamentului pastoral de care tot am discutat. Pentru pajiștele comunei Coțiunești vom relua procesul de închiriere a pajiștelor conform legislației actualizate până la 1 martie 2017. Chiar în acest moment suntem în procedura de licitație, s-au primit cererile și până în martie, sfârșit de martie, că nu e posibil, va trebui să o concesionăm, în momentul o închiriem, în momentul în care o închiriem, cetățenii proprietari de animale nu vor mai trebui să plătească taxă de pășunat, așa cum a fost și când a funcționat, când am avut o închiriată societății Bovis-Trotușana. Deci cetățenii proprietari de animale n-au plătit nicio leu la taxă de pășune. În momentul când nu s-a mai, datorită acelei contestări la licitații, n-am mai putut să luăm de la Bovis redevența, a trebuit să, pentru cheltuielile care le aveam cu amenajamentul zoopastoral și alte cheltuieli cu pășune, a trebuit să introducem acea taxă de pășunat, la care mulți nu prea înțeleg să o plătească. Licitația cumva la 31 martie? Avem o dată fixă, deocamdată suntem în procedura de stabilire a datelor. Am primit cererile. Și cererile sunt, mă scuzați, ca să cererile sunt primite. Nu, cereri
s-a impus un număr de capete sau cu fiecare cu două... Am primit de la două capete în sus la toată lumea. Deci toată lumea cine a dorit să... s-a gândit la o formă de organizare? Nu, că s-au gândit, nu pot să-i organizez. Dumnealor, e dreptul lor să organizeze în asociații ce doresc dumnealor. Nu s-au asociat, e problema lor. În schimb, vor fi mari... face individual, schimb... păi, dar ce licitație va fi? E voie, este legea. Este voie, da. Legea permite... Va trebui fiecare să liciteze pe o anumită parcelă, va trebui neapărat să fie bine, licitația să se întinde. Va trebui să fie trei ofertanți pe aceeași parcelă, să aleg prețul cel mai mic. Nu se întâmplă lucrul ăsta, va trebui să mă duc cu ei la negociere directă după 10 zile. Vom face toate procedura ca să nu mai fie. Eu vreau să închid o dată discuția pe marginea pășunii, că au fost atâta discuții și paradiscuții și tribunale, încât judecăți și încât vreau să chiar să închid o dată întotdeauna. Când vor veni, vom găsi modalitatea, ne vom lua și noi banii la primărie, vom vedea care da, sunt da, trebuie să, să începeți procedura pentru recuperarea banilor care a dat primăria, cei 20 de milioane. Și asta e adevărat. Nu? Păi sigur. Am să dau domnul secretar în sarcină. Păi sigur că da. Trebuie recupera banii. Inclusiv noi, domnul Bulintre, să ne dai niște parale. Da, și nouă. Și ar trebui să te grăbești că te dăm în judecată cu toată prietenia. Da. Și pe tine și pe Manole, amândoi. Bineînțeles. Așa. Păi, au 26 de milioane, nu-i mult pentru ei. Da. În doamna lui... Așa. Cetățenii comuni... Da, haide să închem. Cetățenii comuni și asociațiile crescătorilor de animale vor putea solicita suprafețe de pajiș, ceea ce spuneam mai înainte, în concordanță cu numărul de animale deținute. Nu cer mai mult decât de animale. Așa. Care relevant este Registrul Național al Exploatațiilor, așa se numește, la medicul veterinar. Nu este elocvent registrul nostru. Da, cele pe care le-a înscris e Registrul Național al Exploatației. Nu că nu ar fi, nu că nu e necesar la licitație și de la noi, de la primărie. O dovadă, o dorință din care... Dar relevant este Registrul Național al Exploatațiilor, care există la doctor. Pentru că el le-a acolo, le-a crotaliat. Din vedere legal, da. Declarat. Bine, noi ne facem toată treaba cum spune legea. Cei care vor încheia pași vor avea obligația să implementeze amenajamentul pastoral pe suprafețe închiriate în vederea refacerii pajiștilor comune. Deci va trebui să respectați amenajamentul pastoral, altfel vom rupe contractul. Am spus greșit. Vom rezilia contractul. Pășunea comunală dispune de suprafețe împădurite cu fac carbă în stejar, în arim, în anul 2016 nu exploatăm nicio cantitate de materiale în urmă, deci nu s-a rezistat nicio menină această sursă. Domnul da, numai puțin. Haideți că avem mult și eu vreau să citesc repejor, dar materialul e stufos. Alte activități, pe lângă activitățile în mare de masiune încadrate pe anumite capitole, am mai realizat și avem în vedere realizarea următoarei activități și proiecte ce nu pot fi încadrate într-o categorie anul. S-a început anul trecut cu fonduri europene lucrările de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrare a imobilor din extravilarul comunei Coțofănești, lucrare ce se va continua și în anii anterior. E vorba de această lucrare pe fonduri guvernamentale în care se face intabularea terenurilor. Vreți mai multe amănunte? Vă dau altă dată, dar mă bănesc că nu e timp suficient. S-au efectuat analizele privind calitatea apei pentru fântânile aflate pe domeniul public al comunei, contract ce se renovește anual. Deci toate fântânile care sunt publice se iau analize din ele și noi, lumea nu știe majoritatea cazurilor, noi le ducem la Direcția Sănătate Publică la Bacău, plătim noi primăria, pentru că de asta ne întâlnim cu așa și trebuie să vorbesc, că sunt cetățeni tentați să închidă fântânile publice. Le închid pur și simplu. Este un lucru, în primul rând, nu e moral, al doilea rând, nu știu, dacă vreți, din punct de vedere religios, lași omul să bea acolo o cană de apă, trece pe drum, și în al doilea rând, pentru că nu sunt ale lor, nu sunt făcute de ei. Dar oamenii nu înțeleg. Deci de asta vă spun, fântânile sunt totdeauna cu analizele la zi. Cele care sunt publice, nu alea care sunt curțile oamenilor. Atenție! În primăvară s-au curățat și s-au asigurat gropile de gunoi, s-au toaletat și vărâi pomii de pe marginea DN11, de la un capăt la altul al comunei, s-a asigurat efectuarea curățenii, menținerea acestea în toată comuna și pe tot parcursul anului, de asemenea s-au întreținut toate obiectivele și instituțiile din cadrul comunei. S-au reparat stații de autobuz, garduri, bănci, leagăne, vitanjare, fose septice, instituții, etc. S-a asigurat permanență în primărie ori de câte ori a fost necesar și s-a intervenit la incendiile de pe raza comunei, singuri sau împreună cu pompierii din ajut.
s-a asigurat deplasarea echipei de fotbal a comunei la meciurile din campionat și plata taxelor și cotizațiilor aferente. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au trimis felicitări familiilor în comună din partea instituției primărie ca un semn de respect față de cetățenii comune. Anul acesta vom finaliza întocmirea planului urbanistic general, faza avizării, autorizării și aprobării cu fonduri de la bugetul local, finalizarea extrem de necesară. Se va acționa pentru achiziționarea unui buldo excavator, autogredă, încărcător frontal, remorcă, plug, zăpadă, sărăriță și vitanjă. Realizarea îndeguirii prâului bâlca cu gabioane acolo unde este necesar. Se are în vedere achiziționarea de mobilier stradal și pentru parcuri. Menționăm că toate aceste activități, proiecte și obiective de investiție au necesitat și vor necesita și în continuare multă muncă și fonduri foarte mari. Noi urmărim în permanență fondurile guvernamentale și europene care apar pentru a le putea accesa și împreună cu fondurile din bugetul local să reușim ca să terminăm investițiile începute și să inițiem mereu investiții noi și necesare comunei coțovănești și cetățenilor acesteia. Situația financiară a comunei coțovănești. Făcând o analiză asupra modului cum s-a încheiat activitatea financiară contabilă, acest material a fost cu investițiile, a fost prezentat doamna referent achiziții publice, doamna Manuela, doamna Miftodie Petronia Manuela. Făcând o analiză asupra modului cum s-a încheiat activitatea financiară contabilă la finele anului 2016, situația se prezintă astfel. Din registrele de rol unice ale Consiliului Local Coțovănești, reiese că în anul 2016 au fost în evidență fiscală 3873 poziții de rol. Din registrele de rol, la finele anului au fost lichidate 2654 poziții de rol, rămânând rămășiți 1219 poziții prin neplata unor impozite și taxe de către unii cetățeni și anume. Impozit pe clădiri, persoane fizice, 5512 lei. Impozit pe teren intravilan, persoane fizice, 17702 lei. Impozit pe teren extravilan, persoane fizice, 37436 lei. Taxe mijloace de transport, persoane fizice, 46948 lei. Impozit clădiri, persoane juridice, 1530 lei. Impozit teren, persoane juridice, 1841 lei. Amenzi circulație, suma de 2.332.922 lei. Amenzi buget local cu suma de 1.308.301 lei. Pază pentru stingerea incendiilor și iluminat public cu suma de 6.701 lei. Taxă salubritate cu suma de 22.531 lei. În principiu bugetul Consiliului Local se încheie cu cifra de 8.023.586 lei la partea de venituri și cu suma de 8.006.000 lei, 110 lei la partea de cheltuieli, creându-se un excedent la finele anului 2016 de 17.476 lei. Veniturile totale s-au compus din venituri proprii în sume de 526.924 lei și venituri pentru echilibrare din suma de 5.430.353 lei. Acestea se compune cote și sume defalcate pe impozit pe venit, sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit, sume defalcate din taxe pe valoare adăugată, sume defalcate din TVA pentru drumuri în sumă de 17.940 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, venituri la capitolul venituri din subvenția a fost venituri proprii, în sumă de 3.759.338 lei și anume subvenția ajutor încălzire de locuință 4.985 lei, finanțarea programului național de dezvoltare locală 3.746.673 lei, sume privite la Agenția Națională de Cadastru Publicitate Imobiliară, suma de 7.680 lei, sume de excedentul bugetului anului 2015, în sumă de 164.000 lei. Sume aferente creditelor interne în sumă de 459.387 lei. Veniturile proprii în sumă de 526.924 lei s-au compus din impozit pe venit în sumă de 6.783 lei, impozit și taxe pe proprietate în sumă de 213.443 lei, taxe pentru utilizarea bunurilor în sumă de 48.393 lei, venituri din
proprietate, concesiuni, sumă de 13.499 lei, alte venituri în taxe administrație notariale în sumă de 5.027 lei, venituri din prestări servicii în sumă de 22.776 lei, venituri din amenzi și alte sancțiuni în sumă de 102.594 lei, diverse venituri, taxe speciale, 114.324 lei. Cheltuielile bugetelor locale au fost realizate în suma de 526.924 lei și s-au compus din cheltuieli pentru autorități publice locale în valoare de 1.198.195 lei și transferul la bugetele Consiliilor Județene pentru finanțarea centrului de zi pentru protecția copilului în sumă de 100.000 lei. Cheltuieli tranzacții privind datoria publică în sumă de 500 lei, cheltuieli alte servicii publice generale, alegeri locale cu sumă de 28.299 lei și anume cheltuieli bunuri servicii 28.299 lei, cheltuieli ordine public și siguranță națională, poliție locală în sumă de 116.036 lei, în care intră cheltuieli de personal, cheltuieli bunuri servicii, cheltuieli bunuri servicii și și servicii protecție civilă. Cheltuieli pentru învățământ în sumă de 1.812.867 lei, în care intră cheltuielile de personal, cheltuieli bunuri servicii, cheltuieli tichete sociale și cheltuieli de capital. Cheltuieli pentru cultură în anul în sumă de 71.241 lei, în care intră cheltuielile de personal și cheltuieli bunuri și servicii în sumă de 2.866 lei. Cheltuieli pentru asistență socială în sumă de 297.601 lei, în care intră cheltuieli indemnizații persoane cu handicap, ajutoare sociale pentru încălzire locuință, ajutoare sociale pentru încălzire locuință la populație și ajutoare de urgență în sumă de 10.000 lei. Cheltuieli pentru servicii de dezvoltare publică în sumă de 362.317 lei și anume cheltuieli bunuri servicii iluminat public, cheltuieli bunuri servicii alte servicii în domeniul locuințelor serviciilor, cheltuieli bunuri servicii alimentare cu apă, cheltuieli de capital, cheltuieli protecția mediului în sumă de 69.169 lei, cheltuieli bunuri și la care intră cheltuieli bunuri și servicii și atât. Cheltuieli pentru drumuri în sumă de 3.949.684 lei, cheltuieli bunuri și servicii, cheltuieli de capital. Cheltuieli de capital pentru drumuri aferente creditorilor interne în sumă de 459.387 lei. Cheltuieli de capital în sumă de 459.387. Din situații prezentate mai sus se desprinde un lucru. Cheltuielile bugetului local s-au efectuat în mod judicios și corect conform legislației în vigoare. Ele au fost echilibrate și efectuate conform creditelor aprobate. Nu ne-am înregistrat cu depășiri de credite, nu s-au făcut deturnări de fonduri. Veniturile proprii au fost realizate în procent de 90%, ceea ce reiese și din situația prezentată mai sus, urmând ca în primele luni ale anului 2017 să facem totul pentru a lichida pozițiile de rol existente în lista de rămășițe. De altfel, noi în 2016 am avut și curtea de conturi în care, în urma controlului, nu am avut probleme. Disciplina în construcții primară prin structura de specialitate reprezentat, materialul a fost prezentat doamna contabilă Iacomi Iulia, uitați-vă. Disciplina în construcții primară prin structura de specialitate reprezentată prin responsabil cu urbanism și amenajare teritoriului din cadrul aparatului corpului asigură elaborarea de proiecte și strategii de dezvoltare urbană și teritorială, asigură elaborarea planului urbanistice locale, emite acte de autoritate locală, respectiv certificate de urbanism și autorizații de construire și acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism. Activitatea de amenajare teritoriului de urbanism trebuie să se desfășoare cu respectarea autonomiei locale pe baza principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, participării populației în procesul de luare a deciziilor, precum și al dezvoltării durabile a localității respective. Realizarea construcțiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură se poate efectua numai în bază și cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire emis în temeiul legii 5591 cu modificări și completări ulterioare și în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajare teritoriului în planul urbanistic prevăzut în planul urbanistic general, aprobat potrivit legii de către Consiliul Local la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil, teren sau construcții identificat prin număr cadastral.
Autorizația de construire este actul final de autoritate al administrației publice locale, pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcție, corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitor la amplificare, concepere, realizarea, exploatarea, utilizarea construcțiilor. Asigurarea transparenței procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcție, atât la nivelul certificatului urbanism, cât și la autorizații de construire, desfințare și se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv în afișarea tuturor documentelor emise. Controlul statului în amenajarea teritoriului urban și autorizarea executării lucrărilor de construire sau de desfințare se execută de către Inspectoratul de Stat în Construcție, precum și de reprezentantul Consiliului Județean, care dispun măsurile și sancțiunile prevăzute de lege. De asemenea, și autoritățile administrației publice locale prin organele proprii, cu atribuții de control potrivit legii, au obligația de a organiza și de a efectua permanent acțiuni de control, vizând respectarea disciplinei în construcție pe raza unității administrative teritoriale. Pentru a evita aplicarea sancțiunilor în domeniul autorizării lucrărilor de construcție, primăria respectiv prin persoanele direct răspunzătoare în domeniul s-au preocupat și a informat populația din comună prin afișarea în holul primăriei a prevederilor legii 50/91 cu privire la actele necesare, autorizării și cu mențiunea că proiectele pentru construcții trebuie să fie întocmite și semnalate de către arhitecți autorizați. De asemenea, faptelor săvârșite de persoane fizice sau juridice ce constituie infracțiuni stabilite în conformitate cu legea numărul 50/91 a obligațiilor fiecărui cetățean de a participa la strategia de dezvoltare a comunei. Această lege a mai fost mediatizată de către conducerea primăriei și în discuțiile purtate liber cu cetățenii comune. De asemenea, s-au afișat certificatele de urbanism, precum și autorizații de construire de sfințare emise în 2016 de primăria comunei noastre. Cu toate acestea, nu putem spune că cetățenii au înțeles și respectă prevederile legii, deoarece avem și cazuri de cetățeni care au încălcat legea, au fost în atenționări prin comunicări scrise și astfel am reușit să-i punem în legalitate, conform prevederilor legii 50/91 și a normelor metodologice. În vederea realizării unor construcții de calitate corespunzătoare cu un confort sporit pentru asigurarea îmbunătățirii managementului așezărilor umane, în vederea evoluției în perspectivă a localității noastre, dar mai ales pentru a deține un act legal ce nu poate fi contestat de nimeni pentru imobilul construit. Greutățile financiare primite de cetățenii comuni și-au pus amprenta și în acest an în domeniul construcțiilor, astfel că în anul 2016 s-au emis de către, Primăria Comunei Cotrobănești un număr de 7 certificate de urbanism, din care 2 certificate de urbanism pentru autorizarea lucrărilor de construire la investiții realizate de comună, 2 certificate de urbanism pentru operațiuni notariale, 1 certificat de urbanism pentru evaluarea unui teren în vederea concesionării, 1 certificat pentru autorizarea lucrărilor de construire pentru Biserica Pentecostală Bârca, 1 certificat pentru avizarea de către CNADR-ul, Compania Națională de Drumuri, o autorizație de construire de sfințare, o autorizație de construire pentru lucrări de construire locuințe personale la persoane fizice. La emiterea și perfecționarea acestor documente s-a avut în vedere respectarea planului suburbanistic general și al planului și al regulamentului general local. Ce pot să vă mai spun aici? Că aceste autorizații sunt eliberate de la către Primăria Cotrobănești, de către referentul pe probleme de urbanism, doamna Aureu Elena, care și a și prezentat materialul pe care vi l-am prezentat. Raport privind Biblioteca Comunală. Biblioteca Comunală Gheorghe Dumitrescu, care funcționează în cadrul Căminului Cultural Cotrobănești, sub ordonarea și obrăduirea legii bibliotecarilor numărul 334 din 18 iunie 2002, reglementează diferite aspecte legate de activitatea bibliotecară. Biblioteca are un program de lucru zilnic între ora 8 și 16, cu un volum de carte estimat la 8768 volume, din care 2725 beletristică, 430 literatură pentru copii, iar diferența fiind foarte diversificată. Prin programul Biblionet, care înseamnă un pas important pentru informare și care este dedicat persoanelor în toate vârstele, Biblioteca Comunală este dotată cu 4 calculatoare conectate la internet, dotate cu camere web, căști și microfoane. O imprimantă, un scanner, un fotocopiator, un proiector, un ecran de proiecție. Ceea ce duce la o bună desfășurare a activității și speranța de a veni în ajutor atât elevilor cât și în mare parte a tinerilor de care se pare că sunt foarte interesați în acest moment. Programul Național Biblionet, lumea în biblioteca mea,
parte a programului mondial global Libreris, finanțat de Fundația Bill et Melinda Gates și implementat în România de către Fundația Internațională Risic, nu mai citesc, are ca principal scop facilitarea accesului populației la mijloacele tehnologiei internaționale în vederea asimilării de către toți membrii comunității locale a utilizării noilor tehnologii ale informării și comunicării pentru creșterea calității vieții, acces pentru internet, informare și rezolvarea a unor probleme de sănătate, învățământ și la distanță, piața muncii, asigurări sociale, administrație, turism, petrecere până la timpul liber, etc. Facilități de comunicare prin poștă electronică. În paralel cu activitatea desfășurată în cadrul bibliotecilor, actul de cultură din Comuna Coțofănești s-a desfășurat continuu sub directa îndrumare a cadrelor didactice, care au constituit tot timpul un model de urmat. În acest sens, sub patronajul și cu ajutorul materialului deosebit, din partea primăriei, școlile comune au făcut material deosebit. Școlile comune au făcut dovada interesului pentru actul de cultură prin diversele activități culturale organizate în spațiile căminilor culturale amenajate prin grija autorităților, adică a primăriei. Raport privind activitatea material prezentat doamna bibliotecară Mocanu Carmen. Raport privind activitatea compartimentului agricol 2015, în anul calendaristic 2016. În anul calendaristic 2016, activitatea compartimentului agricol din cadrul primăriei Coțofănești a constată în aducerea îndeplinirea tuturor obligațiilor civice, ce devin prin fișa fostului pentru fiecare angajat. Prin aceasta s-a elaborat permanent cu celălalt, s-a colaborat permanent cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, instituții locale și județene, autorități locale, așa încât au putut fi soluționate în spiritul legii mai toate solicitările cetățenilor. Astfel, activitatea în acest compartiment s-a axat pe întocmirea de situații centralizatoare privind suprafațele validate la nivel de comună, din care cele cu titlul de proprietate cu procese verbale de punere în posesie cu sentințe judecătorești aplicate sau în curs de aplicare, comunicate instituției prefectului ca urmare a încheierii aplicării legii numărul 65/2013. În urma centralizării acestor date au fost identificate 80 de autori validați fără titlul de proprietate, atât pentru terenul agricol cât și forestier din următoarele motive. Terenul identificat ca și punere în posesie, lipsă de interes pentru persoane care au solicitat reconstituirea terenului în numele propriu sau ca moștenitor. Refuzarea amplasamentului la terenurile forestiere solicitate la legea 18/91. Lipsa planului parcelare. Se întâmplă greutăți în identificarea moștenitorilor și adreselor domiciliului pentru cei a căror autori au decedat între timp sau și-a schimbat domiciliul declarat în cererea depusă la legea 18/91, iar cei care au dat curs în științărilor nu cunosc amplasamentele solicitate de autor. A fost eliberată la cele conformitate cu legea 845/2001 număr de 10 atestate de producători pentru fermierii care și-au valorificat produsele vegetale și animale pe piața liberă. Toate adeverințele necesare la diferite instituții prin terenul agricol, terenul ocupat de construcții, ca suprafață an de an, an de dare folosință, membrii care locuiesc într-o gospodărie sunt eliberate de agentul agricol. Lipsa de interes a autorilor, moștenitorilor pentru terenurile reconstituite la cererea la legii de fonduri funciare și pentru care au fost eliberate titluri de proprietate se manifestă și prin faptul că sunt 17 titluri în stoc neeliberate, deși s-au luat măsuri de înștiințare. În vederea gospodării și exploatare corecte a suprafețelor de pășune, cât și a creșterii suprafeței eligibile, în conformitate cu legea 86/2014, privind aprobarea ordonanței Guvern numărul 34/2013, privind modul de gestionare a parcelor, se stabilește prin amenajamente pastorale, cele de care am povenit eu și care este și cadra. Consiliul Local a aprobat întocmirea acestui amenajament și care s-a și încheiat. Acest material este prezentat pentru că fata este bolnăvioasă, da? Doamna inginer la Camera Agricolă, doamna inginer Moise Veta. Informare privind completarea registrului agricol. Aici este pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea de dezvoltare a agriculturii și la bună dezvoltare a resurselor locale, administrații publice locale organizează ținere la ziua registrului agricol pe suport de hârtie și în format electronic, potrivit formularul registrului agricol prevăzut în anexele 1 și 2, la hotărârea Guvernului numărul 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014.
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute pe categorie de folosință, modul de utilizare suprafeței agricole, suprafața arabilei cultivate cu principalele culturi, numărul pomilor efectivele de animale, utilaje, transport, construcțiile, gospodăriile. La nivelul Comunei Coțovănești, pentru perioada 2010-2014, s-au înregistrat un număr de 2.539 de poziții de rol, fiecare poziție având câte 10 pagini de completat. Aici v-am prezentat pe sate cum stăm cu gospodăriile. Fiecare poziție de rol are 11 capitole, este foarte, foarte stufos acest nou registru agricol, în care se trec și pomii și așa mai departe, ceea ce pomeneam și mai înainte. Pe baza înscrierilor în registrul agricol în anul 2016 s-a eliberat un număr de 11 certificate de producători privind proprietatea asupra animalelor, păsărilor, terenurilor în vederea vânzării, în târguri și oboare, de asemenea în vederea acordării unor forme de sprijin financiar producătorilor agricoli, cum ar fi măsura 141 și măsura 121. Suprafața caselor de locuit construite pe raza localității este de 99.272 metri pătrați, deci toate casele în ciucu, cu terenul pe care îl ocupă în tot comuna. A grajdurilor este de 42.925 metri pătrați, magazii și ambare 6.576 metri pătrați, anexe 4.072 metri pătrați, suprafețe înregistrate în baza documentațiilor cadastrale și a măsurătorilor în teren. Datele înscrise în registrul agricol sunt utilizate și de INSEU, de Institutul Național de Statistică, și constituie sursa principală de informații la nivelul unităților administrative teritoriale pentru eliberarea de adevărințe și alte cereri ale populației. La nivelul comunei mai sunt dedicat, am spus de titlul de proprietate, că nu s-au ridicat și se ridica în prezentarea anterioară a doamnei inginer, și motivele pentru care nu s-au prezentat, pe parte din moștenitori au și decedat și așa mai departe. Totodată, volumul de lucru la acest registru s-a dublat prin introducerea datelor de registru agricol pe suport de hârtie și în format electronic. Mulțumesc pe această cauză domnului primar că a luat măsura de a mobiliza o parte din colegii care m-au ajutat pentru a introduce în format electronic și a reușit să se introducă un număr de 1160 de poziții. Aproape tot registrul s-a băgat în format electronic și pe suport electronic și pe hârtie. Raport privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență. Aici aspectul nu avem așa mult. Baza legală, sunt o bază de legi pe care nu are rost să vedem și vezi, pe așa nu ne veți reține. Nivelul capacității de protecție civilă, aici este important să vă citesc. Activitatea pentru asigurarea înștiințării și alarmării. Activitatea de înștiințare despre pericolul atacurilor din aer și în caz de situații de urgență generate de dezastre naturale este asigurată prin rețeaua de telefonie fixă și mobilă, care au acces membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Permanent, pe timp de normalitate și în perioadă de risc, pe baza atenționărilor sosite la inspectoratul de la ISU, ca să spun mai prescurtat, al județului Bacău, se asigură permanență la sediul primăriei. Dispunem de personal care este instruit în acest instruit, are acces la fax și la telefonia mobilă, are la dispoziție schema de înștiințare pentru situații de urgență afișată, poate ține legătura permanent cu membrii Serviciului pentru situații de urgență, prin alertarea cetățenilor cu clopotele la biserică, prin această sirenă care avem la poștă. Asigurarea măsurilor de adăpost, amenajarea, utilizare și dotarea punctelor de comandă. La nivelul localității noastre nu sunt adăposturi special construite pentru protecția populației ca la orașe, nici orașele n-au toate și în întregime. Și populația sale. Construcțiile populației, noi sau mai vechi, au la subsol sau demisol pivnițe care pot adăposti populația în caz de dezastre, iar adăpostirea se poate realiza și în locuri improvizate. Asigurarea măsurilor de protecție INBC, medicală și veterinară, dispune de un cabinet uman la nivelul comunei amplasat în satul Coțufănești, încadrat cu un medic de familie și de cadre medicale cu studii medii. O parte din cadrele cabinetului uman fac parte din SBSU, adică sistemul de serviciu voluntar de situații de urgență. Dispunem de planuri, de măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea situațiilor de criză ce s-ar putea manifesta la nivelul UAT.
Pe lista sanitar-veterinar împreună cu, împreună cu medicul sanitar-veterinar au fost luate măsuri operative pentru prevenirea și apariția gripei aviare și al epizootiilor la colectivitățile de păsări și animale, atât în gospodării populație, cât și în, și în fermele zootehnice ale unor societăți comerciale din, din zonă. În 2016 au fost înregistrate cazuri de peste porcină sau gripă. Nu au fost înregistrate cazuri de peste porcină sau gripă aviară în gospodărie. E, acum tot am ajuns la... E vorba că iar se apropie această epidemie. Am primit chiar azi o informație cu gripa aviară. Trebuie popularizat la cetățeni să țină animalele, să nu păsările, dar în perioada să nu le lasă deschise. Trebuie ținute sub șoproane, în adăposturi. Chiar o am, chiar azi avem. Frigidier? Da, în frigidier. Gradul de îndeplinire a planului de pregătire. Potrivit pregătirii personale din prevedere, Comitetul pentru situații de urgență, președintele Comitetul Local pentru situații de urgență, primar Olariu Fiorel, a participat la instruiri operative organizate din instituția prefectului județului Bacău. Periodic au fost instruite de către reprezentanții Serviciului Protecției Civile din cadrul ISU Bacău și de către primar în calitate de președinte al CLSU, inspectorul de protecție civilă al SVSU din cadrul primăriei, care este domnul Miftode Petre. Președintele CLSU și șeful SVSU, deci eu am calitatea președinte și șef este domnul Cianchi, domnul Miftode Petru. Au realizat instruiri cu membrii SVSU ai localității evidențiate prin procese verbale și fișele de instructaj prin linii de situații de urgență, iar în luna iunie 2016 s-a desfășurat sub comanda ISU Bacău o aplicație de evacuare în caz de cutremur. În luna iunie am avut control de fond pe linia situației de urgență din partea ISU Bacău, finalizat cu exercițiul de alarmare, control de fond pe linia de alarmare, pardon, CLSU și SVSU și evacuare în caz de cutremur a personalului angajat din cadrul primăriei Coțovănești și a elevilor din școala Coțovănești. În școli au fost realizate o serie de activități privind cunoașterea legislației pe linie de protecție civilă, PSI și aplicarea acestora în practică. Aici nu o să dau citire la toate materialului, o să vă spun doar la câteva concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea activității. Optimizarea activităților de organizare, planificare și desfășurare a intervențiilor situații de urgență, termen permanent, răspunde președintele și șeful SVSU-ului. Monitorizarea permanentă a surselor de risc de zonele de responsabilitate a fiecărei localități, operatori economici și instituție publică, răspunde cei doi. Creșterea gradului de operativitate și ridicarea capacității de reacție și acțiuni de producerea unor dezastre, răspunde membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, achiziționarea de echipamente de protecție pentru servanții SVSU și alte materiale. Termen 2017, răspunde cei doi, președintele și șeful SVSU-ului. Materiale prezentate de domnul inspector pe linie de protecție civilă, domnul Miftode Petre. Activitatea pe linie de protecție, asistență socială, un alt obiectiv care a stat în centrul preocupărilor organul executiv a fost și rezolvarea a tuturor problemelor pe linie de protecție socială, asistență socială ce s-au invit la nivelul comunei în deplină concordanță cu prevederile legale care reglementează această activitate. Deci, în acest an au fost întocmite un număr de 517 anchete sociale, din care Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap 42, de evaluare copii cu dizabilități, Comisie pentru Protecția Copilului, 54, 292 anchete sociale pentru acordare ajutor social, 279 anchete sociale pentru alocații de susținere, 22 adrese judecătorie, 16 anchete sociale pentru acordarea bursei bani de liceu. Activitatea de protecție a copilului s-a desfășurat în contextul respectării Codului Familiei, a legii numărul 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Pentru copii aflați în situații de risc, sunt întocmite plan de servicii unde se urmărește situația familiei și a copilului sub raport social, educațional, medical, juridic și psihologic. O altă categorie care beneficiază de protecție socială sunt persoanele aflate în grade de invaliditate. Aceste persoane, datorită unor infirmități pe care le au,
sau diverse boli nu își pot realiza existența zilnică, fapt pentru care este necesară intervenția statului pentru acordarea unor facilități acestor persoane. Cadrul legislativ care reglementează acestor drepturi este legea numărul 448 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, măsuri ce au ca scop prevenirea, atenuarea, înlăturarea consecințelor profesionale, economice, sociale ale handicapului prin depistare activă și operativă a persoanelor cu handicap, asistență medicală și educație normală sau specială a persoanelor cu dizabilități, orientarea școlară și profesională, calificare sau sprijinirea încadrării în muncă și integrare socială a persoanelor cu handicap. Persoanele cu handicap sunt acele persoane care, datorită unor deficiențe senzoriale, fizice sau psihice, nu se pot integra total sau parțial, temporal sau permanent prin propriile lor posibilități în viața socială și profesională, neexistând măsuri de intervenție prin protecție socială. La nivel de comună avem un număr 22 de persoane cu handicap grad 1, din care 4 copii și 18 adulți, persoane care beneficiază de indemnizație, conform articolul 42 din alinia 4 din legea numărul 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav. Și în continuare este necesar ca și cu ajutorul cadrelor medicale să fie depistate persoane cu deficiențe, să fie orientate spre expertizare cât de către comisia de evaluare a persoanelor Bacău. O altă latură care vizează activitatea în domeniul asistenței sociale este soluționarea cererilor privind acordarea prestațiilor sociale care se materializează în alocații familiare, ajutoare sociale, ajutoare de urgență. Alocațiile familiale se acordă familiilor, copii și au în vedere creșterea și educarea acestora. În acest an au fost întocmite un număr de 76 dosare alocații de stat conform legii numărul 61 pe 93 cu modificări și completări ulterioare. Alocații de susținere pentru familii monoparentale 47 dosare, indemnizații pentru creșterea copilului în vârstă de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap conform legii numărul 148 pe 2005, un număr de 4 dosare. Începând cu luna februarie 2016, au fost întocmite un număr de 67 dosare tichete pentru grădiniță. Acele tichete care stau pentru copiii care merg la grădiniță. Ajutoare sociale se acordă persoanelor sau familiilor a căror venite sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Vă informez că în perioada pe care o analizăm, 1 ianuarie 2016, 31 decembrie 2016, au fost înregistrate un număr de 46 de cereri. Început cu data 1 ianuarie 2007, au intrat în vigoare ordonanța de urgență numărul 107 pe 2006, modificate și completate prin legea numărul 358 pe 2009 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, iar altor persoane și familiilor altele decât cele beneficiare de ajutor social. Pentru sezonul rece, noiembrie 2015, 31 martie 2016, au fost înregistrate 139 de cereri. În prezentul raport v-am prezentat doar o parte din formele de protecție și asistență socială cele mai semnificative. Aici intră și acele ajutoare de urgență pe care le dăm noi în cazuri speciale. Cazuri medicale, cazuri de case arse, incendii și așa mai departe. Tot ce intră, Doamne ferește, cu trenul și așa mai departe. Acest compartiment funcționează cu doi funcționari publici, doamna referent social de față este doamna Ailene Elena și cu doamna Tatiana Salin, care e anticameră. Și materialul a fost prezentat de dumneavoastră. Activitatea pe linie de stare civilă. Și pe linie de stare civilă s-a acordat atenția cuvenită pentru desfășurarea unei activități corespunzătoare în contextul respectării continuității legii 119 pe 96 a metodologiei de aplicare a acestei legi. Precum și a prevederilor legii numărul 23 pe 99 pentru modificare și completarea unor dispoziții din codul familiei și legea numărul 119 pe 96. În anul 2016, până la data 31 decembrie, au fost înregistrate acte și fapte de stare civilă după cum urmează. 5 acte naștere, ne referim la nașterile care au loc la domiciliu și acte transcrise. Copilul se naște, acolo se emite acte. Dacă naște la maternitatea la Onești, acolo se emite acte. Dacă naște acasă, ceea ce nu prea să mai naște acasă. Nu? Fac acasă. 12 acte căsătorie și 25 de acte de deces. De asemenea, și actul de deces se înregistrează acolo unde are loc decesul. Dacă persoana respectivă decedează la Onești,
Oneștiul lucrează. A fost eliberat la cerere număr de 188 certificate de stare civilă, din care 68 certificate de naștere, cei care vor dublume la ele, 69 certificate de căsătorie de asemenea și 51 certificate de deces. Mențiune și comunicările de minciuni sunt operate până la data de 1 decembrie 2016. Mențiuni între cine moare, cine se naște și mai departe. Imprimatele sau modificări de nume. Imprimatele de stare civilă și arhive sunt în deplină siguranță asigurate cu fișete metalice și cu încuietori. Până la această dată nu au fost înregistrate pierderi sau sustrageri documente de stare civilă, ceea ce e grav dacă se întâmplă așa ceva. Activitatea de stare civilă a fost verificată de organul de specialitate din cadrul Direcției de Evidență și Apreciere Bacău în luna septembrie 2016, care a constatat că s-au respectat prevederile legale care reclamează activitatea în acest domeniu. Această activitate, cum bine știți, este desfășurată și materialul bine înțeles că prezentat de domnul secretar Manea Vasile. Hai să mai așa, mă, și o să termină. Raport privind starea învățământului în anul 2016. Întreaga activitate instructivă educativă din Școala Gimnazială Cuțumănești și structurile sale este desfășurată respectând cerințele legii educației naționale din legea numărul 1 din 5.01.2011 a metodologiei de aplicare a legii educației naționale, a regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ. De învățământ preuniversar, ori din numărul 5.115 din 15.12.2014, precum și a recomandărilor venite din partea Inspectoratului Școlar al Județului Bacău și administrației publice locale. La resurse urmare, se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea de personal didactic calificat, titular la majoritatea disciplinilor, astfel, încadrarea personal didactic a fost următoarea. Educatoare 5, din care 2 cu definitivat, 1 o persoană cu gradul 1, 2 pensionare cu gradul 1. Deci avem și un cadru pensionarilor care bine de calificate. Învățători instructori, 12 din care 5 gradul 2, 5 gradul 1, 2 pensionari gradul 1. Profesor, 16 din care 2 deputanți, 2 definitivat, 4 gradul 2, 7 gradul 1, 1 necalificat, limba română. Încadrarea cu personal didactic auxiliar, secretar bibliotecar, o normă, contabil 0,5 norme. Încadrarea cu personal nedidactic, școală primară Tămășoaia, 0,75 norme, aici vorba de femeile de serviciu. Îngrijitor, școală primară Bârca, 0,75 norme îngrijitor, școală gimnazială Coțofanești, 1,75 norme îngrijitor, 2 norme fochist, 1 normă muncitor calificat, 1 normă șofer auto. S-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrarea personalului didactic calificat, s-a popularizat metodologia mișcării personalului didactic, s-a monitorizat mișcarea elevilor cu respectarea legislației, s-a asigurat derularea în bune condiții a programului rechizite școală a gratuite, cont și lapte, euro 2000. S-a asigurat negocierea, soluționarea tuturor situațiilor care au putut genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul elevilor. La curriculum, pentru implementarea acestui curriculum național, în conformitate cu planul cadru, programele școlare curriculare la decizia școlii. S-au asigurat programe școlare și manuale necesare, s-a verificat și avizat planificări, s-au elaborat planurile manageriale anuale și semestriale, s-au asigurat funcționarea comisiilor și cadrelor din școală, s-au monitorizat activitatea extracurriculară. S-a realizat fișa postului, s-a asigurat consultații în probleme de curriculum, s-a asigurat desfășurarea conform tematicii și grafică existent și activităților extracurriculare propuse. În luna iunie am încheiat anul școlar 2015-2016 cu următoare rezultate. Clasele 1-4, elevi înscriși 242, elevi promovați 222, promovabilitate 91%, elevi transferați 2, elevi cu situații școlare neîncheiate 10, elevi repetenți. Clasele 5-8, elevi înscriși 205, elevi promovați 167, rata de promovare 81%, elevi transferați 7, elevi cu situație școlară neîncheiată 8, elevi repetenți 23. Activitatea de pregătire suplimentară a elevilor s-a desfășurat atât la ciclu primar cât și la cel gimnaziar și profesoral. Trebuie ridicat un semnal de alarmă privind scăderea populației școlare la nivelul comunei, dar mai ales în satele Borșani cu Coțofănești. Astfel, în satul Borșani funcționează începând cu data 1 septembrie 2015 doar grădinița cu program normal.
Borșan cu o grupă de 14 copii, copii. Școala fiind combasată în școala gimnazială cu Țufănești. În satele Bârca și Tămășoaia sunt copii, dar nu avem spațiu suficient. Săl de clasă, ceea ce vă spunem cu Bârca pentru grădiniță, ca să grădinița facem. Și la Tămășoaia, nu știu de ce spune domn director că nu ar fi toate săl de clasă suficient, dar o să discutăm. Ca punct de slabă din activitatea noastră, enumerăm absenteismul și abandonul școlar, în primul rând, a elevilor rome. Acest fapt realizându-se mai ales în rândul elevilor clasele 1-4 la școala primară Bârca și a elevilor clasele 5-8 la școala gimnazială Țufănești. Rezultatele la evaluare, din totalul de 48 de elevi, la evaluarea națională se vorbește, rezultatele au fost următoarele. 23 de elevi au fost înscriși la examen de evaluare, 23 de elevi, adică 47,92%. Prezența elevilor la examen a 17 elevi, deci 73,91%, la ambele probe, la contestat și una dintre lucrări a fost declarată admisă. Rezultate finale la evaluarea națională relevă un procent de promovare general de 23,53%, ceea ce reprezintă unul din cele mai slabe rezultate din ultimii ani. Notele sub 5 le considerăm rezultate slabe. Considerăm că în cazul elevilor cu rezultate slabe există un deplasare la domiciliul acestora. Resurse financiare și materiale. Am elaborat împreună cu Departamentul Financiar Contabil al Primăriei proiectul de buget al unității școlare. M-am preocupat de asigurarea condițiilor de confort necesare de desfășurare a activității didactice. M-am preocupat de rularea în condiții corecte și la termina programelor de dotare a unităților școlare cu materiale sportive, cărți pentru bibliotecă, materiale pentru laborator, mobilier pentru grădinițe, asigurare cu planșe și hărți. M-am preocupat de igienizarea spațiilor școlare prin lucrări de văruire, vopsire, etc. În lunile iulie și august au fost realizate lucrările de reparații curente și igienizare în proporție 90%, nu cam prima săptămână în septembrie, să se finalizeze lucrările de dezinsecție, deratizare și deratizare la toate școlile din comună. S-au curățat coșurile și sobile de fum la toate școlile în comună. Privind dotarea cu manuale școlare, am primit manuale noi în proporție de 10% din număr elevilor de la clasă. Doar la o clasă avem manuale noi în proporție de 100%. La clasa a 4-a avem manuale pentru două discipline care se tipăresc în luna octombrie. Activitatea educativă școlară și extrascolară s-a desfășurat în mod deosebit la orele de consiliere, cu privilegiile activități, cum ar fi omagierea unor oameni de cultură, ceremonii, programe artistice în cadrul programului pomului de Crăciun, zile de 8 martie, ziua eroilor, ziua copilului. Elevii au participat la diferite concursuri, la olimpiadele, la olimpiade. Elevul Ciangău Julien s-a calificat la faza județeană a olimpiadei de educație tehnologică. Elevii Oproiu Tania, Giontu Fadașa și Defta Mihaela Florin au obținut mențiuni la faza județeană a concursului național Compar. Elevii Cojocaru Dragoș, Matei George Adelin și Prisăcar Cosmin au participat la faza națională a concursului național Compar Matematică, iar elevii Matei George Adelin și Sidea Edie Florin au participat la faza națională a concursului național Compăr limba și literatura română, unde au obținut rezultate foarte bune. În acest an școlar am organizat concursul de fotbal Cupa 1 iunie în parteneriat cu mai multe instituții din județul Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, DZJT Bacău, Primăria Coțofănești, Școala Gimnazială Căiuț, Urecheștiu, Târgu Trotușu și Oituzu. Trebuie remarcată implicarea și sprijinul permanent al domnului primar al Comunei Coțofănești pentru rezolvarea tuturor problemelor școlii. Domnul director lipsește din motive obiective, este plecat la o ședință la Inspectoratul Școlar Județean. Aici e informarea poliției pe care am citit-o. Da. O mai citim. Asta e a doctorului. Și a domnului doctor, dacă reușesc să o citesc, este foarte bine. N-ai citit-o. Da. N-ai citit-o. Lasă-o că e mort. N-ai ce citi, că m-am uitat. Eu, dacă vreți așa, în mare, să, în anul 2000, activitatea sanitară veterinară s-a desfășurat ca în anii pretendent, urmând de executarea acțiunilor cuprinse în cadrul programului CIFRIC și al acțiunilor, strategice trasate prin ANSVA, adică Agenția Națională în Direcția Sanitară Veterinară, din cadrul Ministerului Agriculturii și supravegherea realizărilor de primul ministru.
astfel acțiunile veterinare de prevenire a bolilor transmisibile de la animale la om, s-au recoltat probe la sânge pentru analiză la un număr de 229 de capete, adică 96% din efective, zicând un număr ce au absentat. S-au recoltat probe sânge la bovine la un număr de 202 capete, peste 24 de luni vârstă, adică la întregul efectiv. La ovine și caprine s-au recoltat 150 de probe, adică 100% plan. Vaccinările la bovine s-au efectuat cu un număr de 224 de capete, deși s-a făcut realizat circa 280-290, deoarece oamenii nu solicită crotalierea vițeilor, neputând trece în tabelul animalelor neînregistrate în baza națională de date, ceea ce vă spuneam în RNE-ul ăla, foarte important. Acum, domnul doctor, dacă era aici, vreau să-i spun câteva, că acolo are mari lipsuri. În cadrul asistenței sanitare veterinară nu am întâmpinat cazuri extreme urmate din mortalități la animalele mari și doar câteva la ovine, caprine și porcine. Nu a evoluat vreo epizootie pe raza comune chiar la păsări. Majoritatea proprietarilor interesați solicitându-ne și vaccinându-le păsările. Trebuie menționat că la această acțiune au beneficiat și de sprijin doamnei tehnician Hozoi Maria. Acțiunile de pisare alergică pentru tuberculoză la bovine au fost negative la întreg efectiv. Nu au fost cazuri de toți infecții alimentare la oameni în urma consumului de carne, brânzeturi, lapte, brânzeturi, carne sau ouă provenite de la animalele comune. Cu speranța că în 2017 vor avea o activitate și mai bună, va trebui să fiu chemat la Bacău pentru întocmirea noului plan cifric. Da, aceasta este de la dispensarul uman, doar câteva cuvinte să vă spun la PTV și închei. Deci domnul doctor a prezentat materialul, am reușit să-l citesc. 10 ani Asan Mețele reprezintă servicii medicale în Comuna Buțufănești în baza unui contract de furnizare de servicii medicale în Casa de Asigurări de Sănătate Bacău. În anul 2012 au fost un număr de 2016. Au fost un număr de 10.000 de solicitări la nivelul cabinetului medical, reprezentând consultații medicale curente și urgente. Adulți, copii gravide, investigații medicale, tratamente medicale, consultații medicale la domiciliu. Cabinetul medical aflat în proprietatea dr. Băncescu Ana Maria a beneficiat pe linie administrativă în anul 2016 de reparații, amenajări în vederea îmbunătățirii calității actului medical. Toate lucrările au fost finanțate cu bani din bugetul personal. Politica urmată de cabinetul medical se bazează pe reguli clare vizând bilateral respectul medic-pacient, o conduită civilizată pentru respectarea criteriilor de calitate impuse Ministerului Sănătății. Cabinetul medical desfășoară servicii medicale adresate persoanelor înscrise pe listele dr. Băncescu Ana Maria, precum și a persoanelor înscrise în alte la alți medici, indiferent de etnie, apartenență politică, religioasă, sex, etc. Vreau să vă spun că nu am avut cazuri de epidemie izolată, am avut un caz de hepatită pe aici, pe acolo, la Tămașoaia, am trecut parinise. La activitățile poștă nu o să vă mai citesc pentru că chiar interesează pe ei. Deci avem un oficiu PTDR care funcționează, are un număr de 3 angajați, o doamnă dirigintă și 2 funcționari, 2 poștași, care distribuie pensii, alocații, presă și știu eu ce mai distribuie acolo. Da. Și aș desfășoară activitatea, avem o colaborare. Ceea ce vă închei, vreau vă mulțumim pentru că ați avut răbdare să mă ascultați și eu pentru că am rezistat. Vreau să vă mulțumesc întâi celor care au contribuit la reușita însumării acestui dosar. Deci la tot ce pe care am pomenit, funcționarii publici din primărie și șefii instituțiilor descentralizate, deconcentrate, cum le spune acum mai nou din comună, de vreo dispensarul uman, dispensarul veterinar, școală, poliție, poștă și altele. Și să le mulțumesc pentru implicarea lor în ceea ce a însemnat realizările din 2016.
Eu vreau să mulțumesc în primul rând funcționarilor din primărie pentru realizările obiectivelor mari. Așa cum îmi place mie să le spun, de mare anvergură. E vorba de asfaltul pe două sate, e vorba de alimentare cu apă finalizată și de alte începute. E vorba de grădinița Bârca, nu începute ca și execuție, ca și construcție, ca și acte, ca și procedură, ca și documentație. Și vreau să spun că am avut un colectiv care mi-a fost alături, am lângă mine domnul recepționar, domnul secretar și funcționari de la celelalte compartimente și în special compartimentul achiziții publice, unde se ocupă de licitații și compartimentul contabilitate, unde a trebuit să facem față și urbanismul, unde a trebuit să facem față unor situații deosebite, pentru faptul că n-am putut acoperi, din cum bine știți, cu bugetul nostru local, care se compune din bugetul, la finanțele publice, la Consiliul Județean și în venituri proprii, și a trebuit să facem și împrumuturi ca să putem face parte de cofinanțarea acestor investiții destul de mari și destul de însemnate, adică ca și sumă, ca și sumă de bani. Am muncit, rezultatele se văd și e un lucru pe care mă bucur. În anul 2017, care zic eu că în anul care am avut cele mai bune rezultate, ca realizări vorbesc. Toți anii au fost, totdeauna, orice pas înainte... E înainte, și asta va trebui, să mergem înainte și de acum încolo, prin ceea ce voi propune, vă voi propune în noile proiecte de hotărâri privind strategia de dezvoltare a comune. Mulțumim de asemenea Consiliul Județean, prin domnul președinte, nu mă prezent aici, pentru că am avut un sprijin real din partea Consiliului Județean Bacău. Am avut o relație de colaborare și cu prefectura destul de bună. În rest, ce pot să vă spun? Că aștept de la 2017 să fie un an la fel de bun ca 2016 sau poate chiar mai bun. Dar dacă este la fel de bun, e foarte, foarte, foarte bine. De asemenea, țin să mulțumesc și Consiliul Local pentru implicarea în aprobarea hotărârilor. Consiliul Local, Consiliul hotărâri care au fost de interes, pentru comunitatea noastră și sper ca și în 2017 să am același sprijin din partea dumneavoastră și aceeași implicare. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, când se trece la discuții, dacă aveți ceva de întrebat, o să dau citire proiectul de hotărâri, ceea ce avem de gând să facem, sau măcar să pornim în 2017. O parte vor fi finalizate, o parte începute și finalizate, o parte doar începute. În funcție de bugetul care va veni, că încă nu a venit. Până o vrea Măria sa, împăratul de la Cotroceni, să semneze, să dea avizul pe bugetul ăsta, o să mai dureze. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectelor de dezvoltare economică, socială și de mediu ale Comunei Coțofănești, județul Bacău, în anul 2017. Unul, trimestrial sau ori de câte ori situația o impune, vor fi organizate adunări cetățenești pe sate, prilejul care cetățenii comune vor fi informați în modul cum au fost aduse la îndeplinire obiectivele propuse și totodată vor fi stabilite noi obiective pentru perioada următoare. 2. Lunar, în cadrul ședințelor Consiliului Local, se vor prezenta informații despre modul cum au fost soluționate de conducerea primăriei problemele ridicate de cetățeni prin scrisori și audiențe. Până la data 30 martie 2017, se va acționa pentru încasarea debiturilor restante înregistrate la nivelul comunei, atât de la gospodările cetățenilor, cât și la persoanele juridice. 4. Se vor mări pe parcursul întregului an atragerea de noi investitori pe raza comunei pentru crearea de noi locuri de muncă și suplimentarea bugetului local. 5. Se vor lua măsuri ca până la data 30 noiembrie 2017 să se repare toate drumurile comunale și intersătești în limitele fondurilor prevăzute la acest capitol. 6. Se vor accesa fonduri europene nerambursabile pentru asfaltarea drumului comunal 116-a Tămășoaia, cât și tronsoanele de drum din celelalte sate care nu sunt prinse în lucrările de execuție. Lucrările de execuție care s-au derulat. Deci e vorba de străzile adiacente în Coțofănești, Bârca și Borșoane. Se va întocmi documentația 7. Se va întocmi documentația tehnică și se va demara începerea lucrării punte metalică pietonală și trafic ușor în cartierul Dallas din satul Bârca. 8.
se va acționa pentru derularea lucrării de investiții, canalizare și stații de epurare, localitatea Cuțumâniș, Borșan și Bâlca. 9. Se va demara începerea lucrărilor de investiții, construirea grădiniței nouă în satul Bâlca. 10. Se va demara execuția proiectului tehnic și execuția lucrării de investiții, construirea grupuri sanitare la școlile din satele Cuțumâniș, Bâlca și Tămășoaia. E vorba pe norme europene, mă spun și măcar Cuțumâniș. 11. Se va acționa pentru obținerea de fonduri bănești pentru executarea lucrării de investiții, schimbare învelitoare la corpurile de școală B și C din satul Cuțufănești. Vorba de cele două corpuri de școală. 12. Se va întocmi documentația tehnică pentru lucrarea de investiții, introducerea încălzirii centrale la școlile Bârca și Tămășoaia. La Tămășoaia, la Borșan nu mai are rost, că avem numai grădiniță, păi centrală pentru încălzirea. 13. Se vor construi garduri metalice la școlile din satul Borșan, Bârca și Tămășoaia. Ca să nu mai rupă ăștia mereu, facem garduri metalice, nu mai tare ce trage de el. 14. Se va finaliza documentația planului urbanistic general al Comunii Cuțufănești. 15. Se va demara lucrarea de investiție, extindere rețea electrică, iluminat public și local în satul Tămășoaia. 16. Se vor reabilita căminile culturale în satele Bârca și Tămășoaia. 17. Se vor finaliza investițiile la bază sportivă în satul Cuțufănești. 18. Se va întocmi documentația tehnică pentru construirea unei locuințe sociale în satul Cuțufănești. Aici v-am explicat eu cu cazul ăla social pe care l-am avut bătrâna când era o casă socială, o locuință socială. Deci se va construi încăperea birou poliție locală și bucătărie cămin cultural Cuțufănești. 20. Se va înlocui pavajul din fața primăriei comunei Cuțufănești, se deteriora. 21. Se vor achiziționa plăcuțe indicatoare cu denumiri străzi pentru montarea lor în comună. 22. În limita fondurilor bănești se va achiziționa tehnică de calcul și mobilizări necesare pentru primărie, căminele culturale și școlile din comună. 23. În limita fondurilor de investiții se va achiziționa mobilier parc și stradal. 24. Se va aloca sume necesare schimbare în teritoriul Biserică Bâlca. 25. Se va realiza șans betonat de scurgere a apelor pluviale și de întopirea zăpezilor în satul Bâlca, zona Ogland, Biserica Bâlca. 26. Se va acționa pentru finalizarea lucrărilor de investiții alimentare cu apa a satului Tămășoaia cu finanțare de la bugetul local. 27. Se va finaliza lucrarea extinderii rețelei alimentare cu apă în satul Bâlca din punctele Bazine, Cămin Cultural, Bâlca, Biserica Bâlca, familia Maga Florin. 28. Se va acționa pentru achiziționarea unui buldozer cavator, autogreder, încărcător frontal, remorcă, plug, zăpadă, sărăliță și bitanjă. 29. Se va avea în vedere ca pe întreg parcursul anului 2017 să se asigure o asistență socială corespunzătoare persoanelor care se încadrează în prevederile legii și acordarea de ajutoare sociale de susținere a familiilor îndreptate, cât și la luarea unor măsuri de ocrotire pentru copiii aflați în dificultate. 30. Cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an școlar, cât și a zilelor de 8 martie, ziua Unirii, ziua Eroilor, sărbătoarea recoltei, se va urmări ca împreună cu poliția locală să se asigure ordinea și liniștea publică pe raza comunei. 31. În limita fondurilor bănești se vor aloca sume și pentru lăcașurile de cult. Deja am spus mai sus. 32. Prin grijă la secretarului prezent autorilor se va comunica instituțiilor abilitate și se va afișa la sediul primării comunei Cuțufănești. Este un proiect de hotărâre inițiat de către mine, supus dezbaterii dumneavoastră și eu zic că este un proiect ca tot cuprinzător. Nu se pune problema să putem realiza toate, sunt nicio formă să putem realiza, dar ceea ce vă spuneam mai înainte, o parte vor fi finalizate, adică sunt în curs de finalizare, o parte vor începe și se vor și finaliza, cum e grădinița Bâlca, cum e șanțul poate, cum anumite, nu știu, acoperișul la biserică, și o parte vor demara, cum e gen, să dau câte un exemplu din fiecare. Introducerea canalizării, că e treabă de durată, până în 2019. Bine, că acolo e pe master planul județean, știți și lucrul ăsta, e cu implicarea celor de la CRAB și a noastră. Vom avea și noi partea noastră de cofinanțare. Sau știu eu, dacă vreți să mă dau un alt exemplu, uite, introducerea aia, extinderea rețelei de iluminat public și caznic pe Tămășoaia, care costă foarte mult, groaznic de mult. Când am introdus la în Dallas, pentru că n-aveau, a costat 22 de miliarde atunci. Acum, ori fi 10 ani, 8, 9 ani. Foarte, foarte scump este. Da. Vă mulțumesc. Acum... Dacă îmi permiteți, ați spus de această
De câte ori e vorba de canalizare, de atâtea ori am eu problemă cu canalizare. Anul ăsta ce se mai întrevede? Se spuneți că e totuși deci nu depinde numai de noi. Canalizare, proiectul de canalizare, probabil că se va termina. Deci, probabil că nu știu sigur, adică nu depinde de mine. Probabil că se va termina partea de proiectare și pe TH. Și se va scoate la licitație, execuția. Deci să se finalizeze proiectarea, care este începută. Așa, da. Și da, au venit, am dat date, am dat tot ce trebuie, numai că, că licitația nu vom ține noi. Da, clar, am înțeles. Clar, bun. Da, deci anul ăsta, eu zic că, dacă nu se va contesta licitația, nu m-a durat mult, eu zic că se va trece la, nu, la execuție sub nicio formă. Da, este un punct care ar întări foarte mult punctul numărul 4, adică atragerea de investitori pe raza comunei și de aceea v-aș propune dumneavoastră, domnule primar, că sunteți inițiatorul acestui proiect de hotărâre, ca acest punct să facă parte dintr-un proiect de hotărâre de sine stătător, în care totuși să specificăm anumite facilități, pentru că sub forma aceasta el nu creează, noi nu hotărâm de fapt nimic. Mă refer la punctul 4. Să creăm niște facilități de ansamblu, ulterior, în funcție de investitor și de investiția pe care o vom face, să creăm posibil alte facilități în funcție de natura obiectului de activitate. Adică să... De exemplu, aș da și o sugestie, de exemplu, ca facilitate. Dom'le, investitori, ai 10 angajați cu contract de muncă, angajații să fie din comuna Coțofănești, îți reducem impozitul pe clădire, deci departe de a fi conflict de interese, am spus 10 angajați, n-am spus 4-5, reducem impozitul pe clădire, că va fi un impozit mare, ca să ai 10 angajați, va fi o activitate de nivel mare și valoarea investiției va fi pe aceeași măsură, deci impozitul va fi foarte mare, de aceea ne-am putea permite să facem o oarecare reducere de la impozitul pe ransare. Da, eu am înțeles. Da, eu ce vreau să vă spun, dar dacă să răspund repede, ca să nu fie un dialog, nu am ce mai nu. Noi avem o hotărâre în aceste ani în urmă dată, în care asiguram spații, pentru că aveam spații disponibile la școală, cele două școli, la centru, la comună, una la mână. Am venit și cu aceeași, o scaut de aceeași cu acea hotărâre, dar e bine să revenim la ea, să o reactualizăm. Avem în care, tot așa, erau scutiți de anumite taxe și impozite, sau reduse. Reduse sau scutiți. De asemenea, aveau niște scutiri, le puneam la dispoziție chiar și anumite terene, nu pe o perioadă nelinie. O perioadă determinată de timp. Da, într-adevăr, pentru a atrage investitori. Sau să spunem ce teren. Și am dat aceste facilități pe care le acordăm. Este și în pagina comunelor dată, dacă o să urmăriți, și la prefectură am dat-o. Am dat toate aceste facilități pe care le acordam noi la timpul respectiv. Dar e treaba de 4-5 ani de zile, domnesc. A trebuit reînnoită, da. Noi avem speranța că anul ăsta, cel puțin, am speranța că se redeschide balăstirea cu Țufanești. Am speranța, deci nu am și siguranță. Am speranța că se redeschide balăstirea. Și aceea ar fi un lucru extraordinar. Și pentru noi, ca autoritate publică locală, pentru oameni în comună, mai un balastru, mai la un drum, mai la nu știu ce, și din impozitele și taxele care va veni aici, deci ar fi un lucru mare. Acum, vedeți dumneavoastră că nu și-au rupt gâtul investitorii nici în comunele astea la alte prea tare. Sunt foarte multe lucruri care le rețin și nu are rost să le discutăm, dar știm cu toții că sunt mulți factori care ne... Îi opresc pe investitori să vină. Care nu depinde
Bine, administrația locală. Cine vrea să facă, cine vrea să facă o investiție automată să vină la autoritatea publică locală, nu? Și atunci eu din start îi spun, da, domnule, vrei să vii, uite, voi face o ședință de consiliu local în care voi propune anumite facilități pentru dumneavoastră, pe ce domeniu de activitate vine, depinde și pe ce domeniu vine. De exemplu, dacă vine unul, vreau să vă spun, nu că aș fi eu împotriva, dacă vine unul care să mai strângă fier vechi, n-aș mai vrea. Că fură de la oameni, vă dați seama. Iar trebuie să ce activitate face. Sau unul care vrea să facă gate la mână. Nici, mai că nici școala n-aș fi de acord. Păi că la, cu ce? Majoritatea astea cu gatele, toată Valea Muntelui încolo, da, sau Agăș, au tăiat toate pădurile statului. Iar vechi, iar mai este o afacere. Depinde pe ce vine, pe ce... Uite, de exemplu, a venit acum vreo 2-3 ani de zile, au vrut să facă un depozit aici de materiale, deșeuri chimice. Am chiar la intrare, la căiuță încoace, văzuse zona foarte bună și am domnule, în cazul ăsta intervine alte lucruri. Eu nu știu ce activitate va avea la felul asta, dar nu vreau să-mi poluiez mediul. Păi facem un referendum la nivel de localitate, dacă oamenii vor spune da și noi aveți toate avizele, cu tot ce înseamnă legal intrate în legalitate, n-am nimic împotriva, au plecat. Când au zis că facem și un referendum cu avize, nu mai vrut. Da, avizele era el. Era obligat el să le obțin, nu le obțin. Bun, dar și noi fac un referendum, că dacă intoxic comuna, cel puțin să fie, să semneze oamenii verdictul cu mâna lor. Să nu zică că le-am adus eu. Dacă mai e cineva de a vorbi pe marginea raportului prezentat domnul primar și pe baza proiectului de hotărâre, poftiți, cine mai? Atunci vă supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Comisia. Comisia? Cine e împotrivă? Cine se abține? Am spus la avizat favorabil. Să așteptăm pe domnul primar că mare de citit. Ședința nu e jumate. Nu de toate salurile lui. La următorul e proiect de hotărâre privind acoperirea de excedentului din 2005, a deficitului de secție dezvoltare afaceri 2016. Este bine el, asta e... Da, dar trebuie citit, Iacobin. Inițiator? Un punct care... Nu, am toate, mă, toate s-a lui. Ai legătă de părăbini. Poliția comunitară. Referat. Subționată acum Iulia, contabil la Comuna Cozuvărești, județul Bacău, în temeiul prevederilor articolului punctului 10.5.3, litera B din capitolul 10 roman de normele metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, aprobat prin ordinul numărul 2890/2016, având în vedere prevederea articolului 68 aliniat 1 litera C și aliniatul 115 aliniat 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, rog a aproba acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare la sursa A, rezultat la data de 30.12.2016, în sumă de să mă uit bine să nu greșesc cifrele, 152.325,14 lei din excedentul secțiune de modernizare de funcționare a anului 2015, necesare pentru următoarele investiții realizate. Modernizare drumul comunal 117, drumul local comunal cu Cozuvărești, execuție. Modernizare drumul comunal 117, drumul local comuna Cozuvărești, alte cheltuieli de investiție. Studiu de fezabilitate, diriginte, șantier, comisioane, etc. Captare, aducțiune, magazinare și raport de electric apă Tămășoaia. Întocmire plan urbanistic general, obținere de avize. Deci, după cum bine spune doamna contabilă, aici acoperirul deficitului secțiunii de dezvoltare. A fost un deficit în 2015. Dar trebuie aprobat de dumneavoastră de 152.325,14 lei. Nu este mare. Acum o să mă uit și în spate un pic. Da, e același lucru, este proiectul de hotărâre. Și acum, multe lucruri nu pot să vă spun, că am avut așa de timp puțin să-l intru în amănunte, încât dacă aveți ceva neclarități, o puteți chema pe doamna contabilă.
dacă are cineva neclarități la punctul ăsta. Deci e vorba de bugetul acoperire un deficit. De 2015. Din 2015. Excedentul în 2015 să acopere deficit să acoperim 2016. Ce v-a zis? Doriți să discutați pe această temă? Dacă aveți neclarități. Dacă aveți neclarități, atunci spun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Punctul 6. Punctul 4. Comisia, tot de unul pe tine. Comisia. Comisia. Comisia, dar știu că am Așa, la punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea norme de hrană personală din cadrul poliției locale Coțofănești. Consiliul Local al Comunei Coțofănești, într-un în ședință din 30 ianuarie 2016. Vedem expunerea de motiv a primarului Comunei Coțofănești și raportul de specialitate. Și raportul de specialitate a Poliției Locale Coțofănești, în care se propune aprobarea acordării norme de hrană pentru personalul Poliției Locale Coțofănești. Având în vedere că hotărârea Consiliului Local Coțofănești aprobat în temeiul prevederii legii numărul 155-2000, în vederea înființării Poliției Locale Comunei Coțofănești ca instituție, în interes local, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în temeiul articolului 14 în legea numărul 19-2006 a Securității și Sănătății în Muncă, care reglementează faptul că alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit de către angajator persoanelor care lucrează în condiții de muncă, ce impun acest lucru, coroborat cu articolul 35-B din legea Poliției Locale numărul 115-2000, care încadrează activitatea poliției locale în condiții deosebit speciale de muncă. În baza prevederilor ordonanței Guvernului numărul 96-94, care reglementează acordarea norme de rană, nu mai trec la motivarea legală și o spun la articolul 1. Se aprobă acordarea norme de rană personalului poliției locale Coțofănești începând cu data de 01.02.2017, cum urmează. 1. Prop. Dumitru Sebastian, funcționar public 1, 25 de lei pe zi, corespunzător la normă. O zi. Așa, Butu Ioan Dănuț, personal contractual, 5 zile, caranitarist pe lună, cu 19 lei pe zi, corespunzător normei de hrană numărul 1. Ghitu Vasile, personal contractual, 5 zile, caranitarist pe lună, cu 19 lei pe zi, corespunzător normei de hrană numărul 1. Articolul 2. Finanțarea sumelor necesare pentru suportarea normei de hrană stabilită la articolul 1 se va suporta din bugetul Comunei Coțofănești la capitolul cheltuieli de personal în limita bugetului aprobat. Cu data prezentă se revocă hotărârea Consiliului numărul 28 din 28.05.2015, că am mai ajuns atunci aprobat. Acum ce vreau să vă spun. Normal ar trebui să le acordăm mult mai mult, dar nu ne permite bugetul care este prevăzut pe poliția locală. Singurul care este funcționar public este prop. Sebastian, ceilalți trei nu sunt. Acum, prin condițiile băiatul ăsta de la Butu Dănuț, o să vedem dacă bugetul să ne permite, o să revenim cu o hotărâre. Deocamdată am făcut în așa fel încât și salariul minim se mărește la cât 14 ani? 1450. 1450. Am căutat să aibă un salar cât de cât bunișor, să zicem așa, dar în momentul când vom dispune mai mulți bani, să-i dăm mai mult. Am zis că la Sebastian, pentru care avea salariul mai mare pentru că are studii superioare, am dat o zi. Am dat cumva să echilibrăm cu ceilalți. Dar normal și firesc ar trebui să-i dăm pentru toate zile. Da, ei beneficiază acum și de 20% de la 1. Au și sport de mare. Nu, de la 1 februarie beneficiază și de 20%, intră și cu 20%. Da. Deci, nu toți. Numai doi. Numai funcționarul public. Nu. Și ăilalți? Și nefuncționari? De asta nu știu. Da. Înseamnă că toți. Da. Deci, îi aduceți odată la salariul minim acum, nu? Care e de la 1 februarie. Da, și la salariul minim cu 20%. Acum au așa, cei care n-au studii media au 1600 de lei. Salariul brut.
care n-au studii medici. Stai nițel, mai bine. Nu discutăm de salariul brut, noi trebuie să discutăm de salariul de încadrare. Dacă au 1600 acum brut, nu ar trebui așa de mărire și de... Dacă au deja peste 1450. Dar nu știu dacă e așa, pentru mărirea că... Mărirea se va brut înseamnă spor de vechime, brut înseamnă spor de noapte, brut înseamnă toate sporurile, domnul primar. Nu mai e chiar așa, s-au mai schimbat la salarizare. Nu pot zic, domnul secretar știe mai bine. Ei, atunci, vă supun spre dezbaterea dumneavoastră. Cine e? Comisia de integrare. Comisia de aviz favorabil. Da. Spre dezbaterea dumneavoastră, cine are inițiativă, cine vorbește? Poftiți. Nefiind alte, supun spre aprobare așa în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, cine se abține, vă mulțumesc. Asta cu combustibilul de 1.5. Raport subsemnat de Marea Vasile, Secretarul Comunei Botoșanești la proiectul de hotărâre, un inițiat de primarul comunei arături următoare. Proiectul de hotărâre propune cotele de combustibil necesare vehiculelor bugetare primăriei, precum și a scurilor și echipamentului în proprietate privată a comunei. Având în vedere acestea, că acestea îndeplinește condițiile de formă și form cerute de lege, poate fi supus dezbatere și deliberare ședință ordinară a Consiliului Local. Și acum, proiectul de hotărâre, vădând expunerea de motive a primarului comunei Coțovănești, având în vedere raportul numărul 283/2 din 16.01.2017 a domnului Manea Vasile, secretar comun, văzând raportul favorabil al Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Comunal. În temeiul articolul 45 alineat în legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală republicană, propun spre aprobare să se stabilească consumul maxim de carburanți și consumabile pentru autovehiculul și echipamentele și sculele aflate în dotare primăriei și proprietatea privată a comunei, după cum urmează. Autoturism Logan 10 PLC, Bacău 10, 200 litri lunar. Autoturism Dacia Break 28 CLC, 120 litri lună și autoturism Dacia Break 01 PLC, 100 de litri pe lună. De fapt, s-a modificat numai una singură, 120 am venit cu modificare și aici am mai băgat generatorul pe care îl folosim când avem nevoie de el, 50 de litri pe lună, în cazul în care e nevoie și justifica, bineînțeles, doar nu luăm acum. Și consumabile, ulei, acumulator, astea sunt pentru mașini, ulei de schimb, ulei la cutia de viteză, lichid parbriz, becuri la mașină, 3.000 de lei pe an, adică 30 milioane pe an. O sumă destul de... Comisia? Nu e nimic. Comisia vizează favorabil. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt pe marginea acestei proiecte. Poftiți. Atunci supun spre aprobarea dumneavoastră, în forma care este prezentată, cine este pentru, cine se abține, ce este împotrivă, vă mulțumesc frumos. Expunere motive la proiectul de hotărâre privind primirea UAT Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău, ADIP Prescutat, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local al orașului Onești, prin care s-a stabilit participarea în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău-Adib, de aderare în calitate de membru al Asociației, supun spre aprobare Consiliul Local al Comunei Coțovănești, proiectul de hotărâri privind primirea orașului Onești din județul Bacău în calitate de membru în ADIP. Actul constitutiv și statutul asociat de dezvoltare intercomunitară Bacău se vor modifica corespunzător. În concluzie, având în vedere importanța reglementării menționate mai sus, precum și pentru asigurarea conformării cu cerințele legislative naționale și europene, două Consiliul Local să adopte proiectul în forma pe care o voi prezenta acum. La articolul 1 se aprobe primirea UAT Onești în calitate de membru ADIP Bacău. În articolul 2 să modifice actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău prin venirea unui nou membru. Așa se procedează. La la articolul 3 se modifică statutul Asociației de Dezvoltare ADIP Bacău și la articolul 4 se acordă mandat reprezentantului comun domnului Francesco Gheorghe Gardar, stabilit dumneavoastră, identificat cu carte de identitate la aprobat actele adiționale
în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv. La cele două chestii. Primirea UAT-ului Onești ca membru, modificarea statutului și modificarea statutului. Actul constitutiv al asociației și modificarea actului constitutiv și al statutului asociației. Este asistent. Comisia? Aviză favorabil. Supun spre aprobarea dumneavoastră actul normativ în forma prezentată. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, vă mulțumesc. Ultimul. Prețurile. Da, motivul la proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate conform cote TVA redusă de la 20% la 19% la canalizare. Având în vedere prevederea articolului 299 alineatul 1 litera B al legii numărul 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare care arată că la indice 1 cota standardul se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiuni impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesta este de 19% începând cu data din 1 ianuarie 2017, precum și are avizului ANRSC-ul numărul 423.561 în 22.11.2016 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, propun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate, având în vedere că, virgulă, cota TVA este redusă de la 20% la 19% la canalizare, precum și mandatarea expresă a hotărârii în Comunii Coțofănești de a vota favorabil în ședința AGA a Asociației Dezvoltare de Comunicare Bacău ADIB, acest punct de ordine de zi. Deși această ajustare conform cotei TVA a fost aprobată de ANRSC, totuși având în vedere articolul 16 din alinia 3 litera C din Statutul Asociației Dezvoltare de Comunitare Bacău, ADIP se impune acordarea mandatului expres, fiind vorba de un exercițiu de un serviciu de calitate publică, de utilitate publică și astfel se impune o nouă hotărâre de Consiliu Local. În concluzie, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, precum și pentru a asigura conformării cu cerințele legislației naționale, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Aici e un raport a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, semnează tot domnul secretar. În urma analizei proiectului de hotărâre se constată că necesitatea și oportunitatea aprobării normelor noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate cu cota redusă TVA de la 20% la 90% la canalizare, conform avizului ANRSC-ul, numărul care l-am spus mai degrabă. Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se asigură un serviciu eficient și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor în unitățile administrative teritoriale, membre ale asociației care vor beneficia de acest serviciu. De asemenea, se asigură conformarea cu cerințele legislației naționale. Mai e un referat care nu mai citesc, e aceeași chestie, vin la hotărâre direct și la articolul 1. Nu mai vin cu motivația legală și spun, se aprobă, propunem spre aprobare noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și prețurile pentru apă potabilă livrată din rețelele de transport, respectiv livrată în alt sistem în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de operare conform avizului ANRSC numărul 423.560 în 22.11.2016, cum urmează. Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare. 3,47 fără TVA. Populație lei metru cub. 3,78 cu TVA. Dincolo, rest, utilizator lei metru cub fără rest, adică în afară de cei de populație, restul utilizatorilor, adică agenții economici, mă gândesc. E aceeași treabă și la unii și la alții. Deci, și acum să înțeleg că se micșorează sau se micșorează? Ar trebui să micșoreze, de-am spus. Dacă din 20 la 19... Ce să micșoreze? Aici se-i face, cota prea mică.
Ah, da, e vine la decimale. De la Comisia. Apa potabilă produsă, transportată și livrată de rețelele de transport și livrată, e aceeași treabă, 2 și 10, 2 și 10. Și la unii și la alții. Da, nu ai ce. Comisia? Aviză favorabil. Bă, sub, de discuții pe acest proiect, nefiind supun spre aprobarea dumneavoastră cine este pentru, împotrivă, cine se abține. Vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc de participare. Să fim sănătoși, să ne vedem luna viitoare. Vă mulțumesc pentru participare. Acum, pentru că e un bilanț.